Vasile Costiuc, politician, vlogger... Tu nu ești politician, ești blogger, tu... Din când în când o mai luați pe la bot. Da, asta e realitatea. Da, asta e viața. Da, tu în societate ai crescut. Nu toată viața din Moldova se întâmplă în Chișinău. Copiii au spăriet. M-au luat cu tam-tam de acasă, cu fierviercuri, cu mascați, cu poliții, în bătaie de joc. Năcealnic Căraulă. Cineva i-a trezit somnul și el a venit enervat. Deși tu nu-i trezit nici somnul. Și cu gazul. Eu am căciulă de crălan. Asta e și cald. Da, și dacă n-am făcut. Ești dacă n-am făcut. Ești mare treabă dacă n-am făcut. Poftim. Și tot e ciotcă. Tot e ciotcă. Doamnelor, domnilor, în această săptămână invitatul nostru special este Vasile Costiuc. Bine ați venit! Doamne ajută și bine v-am găsit, v-am cunoscut! Vasile Costiuc, politician, vlogger, om de teritoriu, cum noi să-i spunem? Indiferent cum îi spui, important e esența. Să știi că mulți încearcă să speculeze pe noțiunea de blogger, atribuindu-i un sens cumva nu tocmai politic. Că tu nu ești politician, ești blogger. Tu, numai că întrebarea, de ce înseamnă blogger? Pentru cei care, nu, că am văzut întrebări și în spațiu online. Tu ești politician sau blogger? Eu vreau încă o dată să explic de ce, nu că se confundă, dar e intenționat să aruncă astfel de lucruri. Nu e nimic ieșit din comun și nu e nimic ilegal să fii blogger, vlogger. Să utilizezi tehnologiile moderne pentru a te face cunoscut, pentru a reuși să răzbați în spațiul public și online. În Moldova noastră, și cam peste tot în lume, ca să faci politică, e necesar să ai un sac de bani, cel puțin. Dar mare sac. La tine, probabil, o jumătate din studioul tău ar trebui să fie sac, pentru ca să poți să răzbați. Și în momentul în care tu nu ai televiziuni, tu nu ai bani, tu nu ai niște generali, niște prim-ministri, niște bandiți în spatele tău care să te promoveze, să te împingă, să te transformi în politician, îți rămâne o singură șansă. Să găsești o altă formulă inteligentă pentru a ajunge la oameni. Ca să te cunoască oamenii. Că asta, de fapt, notorietate și înseamnă prima condiție de a fi politician sau de a face politic, de a te implica în politic, de a miza pe faptul că te vor vota la următoarele legeri parlamentare. Dacă lumea nu te știe, nu te cunoaște, nu auză de tine, cum să te voteze? Că apare tu în campanie electorală, dita mai șef de partid, spui, da, păi eu șef, dar unde ai fost 4 ani? Dar cum să fii dacă 4-5 televiziuni care apar guvernării, aparțin guvernării și celelalte 4-5 aparțin opoziției, acolo nu ai șansă să apare. Numai că în ultimii 4-5 ani, chiar dacă Facebook-ul are mai mulți ani și eu cred că sunt unul din primii utilizatori, dar în ultimii 4-5 ani a luat torații nebune și a făcut posibil ca să te cunoască lumea. De asta multă lume încearcă să te scoată din spațiu politic, spune, dar tu nu ești politician, tu ești blogger. Bloggerismul meu înseamnă oamenii pe care i-am ajutat. Și am ajutat oamenii extraordinar de mulți. Și ei au vorbit între ei, ia uite-mă ce faci băiatul ăsta. Am descoperit foarte multe nelegiuiri. Și asta cumva lumea interpretează ca bloggerism. Dar de fapt noi ne-am implicat, suntem partid politic, avem structuri, avem primari, consilieri, avem oameni aderenți la partid, avem o viață internă de partid așa cum este, ea mai puțin vizibil pentru că noi nu suntem în ipostaza partidului, de exemplu, Șor, care îmblă cu sacul de bani și grămădește oameni și atunci e clar că se vede la televizor, ia uite ce fac, ei protestează, s-au făcut niște cărări într-un orășel. Noi nu putem să ne lăudăm cu astfel de performanță, că n-am ajuns la guvernare niciodată. În rest, nu mă deranjează nici blogger, nici vlogger, nici politician. E rău să fii hoț și e rușine, cum spunea tatăl meu, să fii chișet în pantalon și să dori sub gard. De acasă e rușine. Dar restul nu e rușine. Domnule Costiuc, haideți să mergem pe actualitate. În zilele trecute, vreo 2-3 zile în urmă, a ieșit în vânzare iPhone 14. Oi, nu. Eu știu că dumneavoastră sunteți pro calitate bună. N-am avut niciodată iPhone, că nu am avut bani niciodată de așa tehnică. Eu am utilizat telefonul care l-am avut, am încercat să fac performanță cu ce am avut. Cum se spunea, faci rai din ce ai. E adevărat că bă, alea, dar vă spun eu că un Samsung pe care l-am în mână are acum o calitate și o rezoluție mai mare decât camerele video profesionale pe care le utilizam în televiziunea jurnal TV. Samsung concurează, apropo, cu Apple la calitate.
mai mari calitate decât camerele profesionale cu care am filmat. Important e altceva decât telefonul super performant. Eu vă garantez că în Chișinău ăsta al nostru există o serie întreagă de oameni care au telefoane super performante și n-au ce faci cu ele. Exact. Decât să facă o poză și să arăte la prietenii lui, un telefon performant înseamnă posibilități enorme. Enorme. Unul dintr-un telefon poate să facă business, facă milioane în telefon, numai în telefon, pentru că el e super performant. Acum nici calculatoarele de acum 5-6 ani n-au așa opțiuni. Alții fac, nu știu, TikTok, fac YouTuberi, sunt... Depinde pentru ce trebuie telefon. Dacă vrei să arăți la ceilalți că tu ai telefon, sunt performant și lumea să te cunoască după mărul mușcat că tu ai gheta mai Apple, în rest, eu cred că e o chestie de brand, mai mult e brand și foarte mulți bani se dau pe noțiune de brand. Sunt telefoane acum în Samsung, dacă ești la loc potrivit și la timp potrivit, faci o știri de Euronews sau faci un filmuleț care devine viral în tot spațiul online, te cunoaște lumea dintr-un colț a Chișinăului în alt și niște imagini știeri, se vede că telefonul e vai de capul lui. Nu contează telefonul, încă o dată rest. Dumneavoastră ați mers în foarte multe raioane ale țării. Sunt raioane în care nu ați mers niciodată? Întrebarea e greșită. Dacă sunt sate în care n-am mers, sau poate uliță în sate în care n-am mers. Dar raioane, eu mă gândeam, omul poate nu a ajuns în vreun raion. Nu există așa noțiune. Eu cred că am intrat de 10 ori fiecare raion. Sunt sate, Cătuni, cum era Bisericani, care într-o parte de, n-ai treabă, iată, de la traseele mari naționale, satele mari, sunt Cătuni, sate mici, unde nu prea ai și căuta. Și de multe ori mă duc intenționat, dacă am traseu și am jumătate de oră, dă să văd, dar și asta. Să văd biserica, să văd satul, să văd... Și sunt sătucuri abandonate. Am găsit atâtea, pot să vă lămuresc, vă povestesc de pe oricare direcție, oricare. Nu, haideți altfel atunci. Sate unde... Ați intrat și niște pene de om. Sunt. Serios? Sunt. Unii este un singur om, dar n-am mai găsit că cealaltă doarme. Sunt. Lelina, sunt niște sate pe partea cealaltă la Nistru, sunt pe partea asta la Prut. În stepa noastră sunt sate aproape abandonate, aproape lăsate. Sunt sate în care au rămas 10, 20, 30 de bătrâni și mai mult nu-i nimic. În mare parte e o chestie tragică în localitățile noastre. Sunt localități mari. De exemplu, eu am fost la Cernoleuca, unde eu am făcut export de fructe, de mier. Cernoleuca, un sat fantastic la Dondușeni, dar e mare, e minunat. Acolo este un conac vechi, este moara vechi care are o istorie întreagă. Și când intri în sat, satul e aranjat, e casele vopsite, diferite culori. Eu am rămas gura căscată. Eu am făcut fotografii la fiecare casă. Am mers, m-am plimbat cu... Că era iarna și m-am plimbat cu Sania. Ca doamna secretar de la primărie să meargă cu mine și să-mi spună, Vasile, iată tot drumul ăsta care tu îl pomenești, aici trăiesc două familii numai. Acolo erau zeci de case, una mai frumoasă ca alta. Dar unii sunt proprietari. Ani de zile numai sunt. De ani, de 10, 15, 20 de ani. Nu-i nimeni. Vin o dată în an, vopsesc, îngrijesc, mai investesc niște bani în reparații și pleacă, nu trăiește nimeni. Sate decorative, sate amenajate, curate, dar nu mai este nimeni. Eu, de exemplu, am primit, după ce am cumpărat câteva case unor familii cu probleme, cu griji, cu nevoi, cu copii mulți și nu le-am cumpărat eu, că sunt dita mai șmecher și am sacul cu bani. Dar am făcut campanii de fundraising și am colectat bani din Statele Unite, de la băieții noștri din Italia, din Germania, diaspora noastră a mobilizat. Dar altceva am vrut să atrag atenția, că am primit sute de mesaje cu propuneri a unor oameni plecați de acasă, care casa părintească a rămas și într-o stare bună și într-o condiție bună, dar nu mai are cine trăie în ea. Și îi spun, uite, o dăm gratuit, să vină o familie aranjată, curată, care muncește, să îngrijească casa și eu când vin acasă odată în an, să vin acasă și să văd viața în casa părintească. Să nu văd mușigai, să nu văd șoareci, să nu văd... Să văd că fug copiii foarte mulți. Iată acolo la Cimișlia, la Coștangalia, o doamnă care spune, am o casă părintească minunată, îngrijită, am făcut reparații că am fost și m-am mutat în Italia. Dacă găsești o familie la locul ei, nu de bețăvani ca să vin să-mi pun mâinile în cap și un an de zile, o familie educată, care are necesitate să trăiască într-o casă bună, amenajată, să vină să trăiască. Dacă vor fi de treabă, le-o scriu pe ei chiar proprietăți fie. Numai că să nu o vândă, eu nu vreau să facă cineva comerț aiurea.
Eu vă garantez că sunt sute de astfel de cazuri în toate satele noastre unde lumea ar fi bucuroasă măcar cineva să trăiască, măcar cineva în casa părintească, să nu se răschească, să aibă grijă, să nu știu, fântâna să nu se prăpădească. E o tragedie. Nu vreau să le mulțesc, nu vreau să fiu patetic, wow, dar e grav, din 4 milioane ceva a rămas 2 milioane, mulți nu mai vin înapoi, mulți au prins un apartament, o casă acolo deja plătită, au un serviciu bine mersi și înapoi nu vin. Casele se duc și există și fenomenul intern, migrația internă. Există migrație internă când lumea spune, da, ce să fac eu în satul ăsta? Mă duc și mai fac niște bani și îmi iau un apartament cât de slab, cât de păcătos, dar mă duc la Chișinău, că acolo mai găsesc un serviciu cât de slab, dar totuși ca în capitală. Pot să mă duc la un teatru, pot să ies într-un parc. Aici, în satul meu, am trei vecini sau de tot 4-5 oameni și dacă mă întâlnesc în toată țara, în afară de băuturi, ce dracu mai fac? Da, bei eu, da, da, bei două ori, da, o săptămână, da, două săptămâni, dar îți dai seama pe celul unde ți-l ești bețăvan. Și atunci omul își ia în mâini și fuge de acolo. Dar asta e realitatea, chiar dacă vrem să o evităm, chiar dacă vrem să zâmbim și spunem, da, nu e chiar așa, dar nu mai este așa. Ba da, e exact așa. Domnule Costiuc, noi astăzi, în principiu, tare, tare în politică nu o să intrăm, pentru că avem șansă să ne măscărim tare. Ești... Ce ne faci oricum ajungi la chestii politice? Dar totuși eu o să vin aici cu o întrebare. De ce moldovenilor niciodată nu le ajung bani și trăiesc așa? Eu, de exemplu, nu cred că problema e doar în bani. Nici departe. Poate în primii ani când s-au pornit valuri de migrație spre Europa, spre Rusia, că au plecat lumea în toate părțile, era o problemă financiară. Era problema financiară, că trebuie bani pentru studii, pentru facultăți, pentru apartament, pentru reparații în casă, tot așa, pentru o mașină mai bună decât Jiguliu. Acum eu vă garantez că deja au apărut cu totul alte motive pentru care moldovenii pleacă. Eu pot să vă aduc exemple concrete. În Șoldănești, ultima discuție pe care am avut-o, mediul de afaceri, un domn care are activitate economică, e aranjat, nu poți să spui că e student. Un om, gospodar, care o jumătate de sat lucrează la el, la întreprindere, a cumpărat un teritoriu în Iași, sub Iași, și mută toată întreprinderea pe care o are el în Moldova, o mută la, în România. O mută în România pentru că el atâta presiune cât a avut, mai ales în ultimul an, parcă s-a schimbat guvernarea, dar în ultimul an atâta presiune, că el zice că nu mai vreau nimic. Pur și simplu mă duc acolo. Ca să înțelegi, omul ăsta doar anul trecut a plătit la stat impozite, taxă, pentru buget 28 de milioane de lei. Alt băiat mai tânăr, care avea 20 de camioane, o scăpat de toate camioanele de aici, au vândut și au putut, care nu le-au dus în România, au registrat companie în România acum câțiva ani de zile. Acum are 40 camioane, s-au dezvoltat, face construcții în Iași. Vă spun, alt băiat care a plecat acum 8 ani de zile și acum, ca să înțelegeți, un băiat de seama noastră, un pic mai în vârstă ca mine, are 600 de angajați în România. De putea să aibă aici. Înțelegeți, acum lumea pleacă, mulți oameni care nu mai caută, au apartament, au casă, au serviciu. Pleacă de aici din alte considerente decât cele financiare. Eu aseară am vorbit cu un medic care are cabinet stomatologic, tot, a plecat în Canada. Domnule, da, parcă nu ești nici student și nici orfan și nici sărac. Oamenii se duc să caute altă stare psihologică. Nu rezistă psihic la presiunile sociale, la dezastrul ăsta social pe care l-au făcut ultimele guvernări. Nu știu, o să vedem ce se întâmplă și acum, nu vreau să intrăm tare în detalii, sper că anumite lucruri să schimbe, dar să schimbi mult mai repede decât văd eu în ultima perioadă. Eu, de exemplu, înainte de a veni la dumneavoastră emisiune, m-am plimbat pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Iată, pe bulevard, chiar la colț, există o casă cu 9, 10, 11 etaj, nu știu, înaltă, Mircea cel Bătrân 3. Acolo eu un an în urmă, când mai mult de un an și jumătate, tot am protestat față de o construcție ilegală a doi frați procurori, o îngrădit o trecere pentru oameni. O trecere care era făcută în interiorul casei, ca lumea să nu înconjoare, casa e lungă, să treacă de partea celălalt, scara de intrare în casă e în spate, ca să iasă la bulevard. Ăștia au luat și au îngrădit trecerea de oameni, că nici nu știu cum, un fel de hol, un fel de trecere, pe scări, și-au făcut magazin.
de partea asta și partea și-au mai făcut o construcție ilegală, absolut ilegală, și-au făcut un magazin. Și acum eu am fost, acum special m-am dus să văd, acum magazinul lucrează, acolo au fost doi deputați din actuala guvernare când spunea, dar noi nu putem pentru că noi nu avem majoritate, acum au majoritate și nu s-au schimbat nimic. Dar oamenii și ea, ca să înțelegeți, casa pe Meșteru Manole o rupt pereții de bază, o distrus temelia de rezistență a casei. Eu nu-mi închipui oameni care trăiesc în casă și Doamne ferește să întâmple un cutremur, să prăbușești toată casa. Și asta o fac niște oameni, niște procurori care li se permite orice să facă. Și iată, au lucrat cu ceilalte guvernare și li s-au permis să facă orice, numai să facă cu lucruri murdare la comandă și pentru asta statul a închis ochii și alte instituții care trebuie să pui la punct procurorii au închis ochii și acum au închis ochii. Apoi închipuiți-vă omul cel care are apartament deasupra. Eu îți garantez că el cu ochii închiși vinde apartament dacă cineva îi dă niște bani și fugi de aici. Pentru că Dumnezeu, să nu dă Dumnezeu să răschească toată casa la un cutremur. Dar cazuri de astea sunt foarte multe și nimeni nu-i poate pune la punct. Și tu te simți, nu știu, așa o senzație când tu știi că nu poți să faci nimic și tu ai dreptate și legea de partea ta și tu nu poți și te uiți în sus și strigi la Dumnezeu. Dacă nu se poate până aici, mai departe nu se poate. Cum? Dacă eu trăiesc la etajul 2-3 și ăsta îmi râschește de sub mine casa, că să facă el magazin, că el e procuror. Că el e procuror, el cu frații sunt doi procurori. Și nu-i faci nimic. Și nu-i faci nimic, nu-i poți să demonstrezi nimic. El a făcut casa împrejur la stâlp. Eu am filmat stâlpul și toată lumea s-a prăpădit de râs. Stâlpul care luminează, a făcut casa împrejur la stâlp. Și acum tot așa stă. Eu am trecut azi, acolo e magazin, lumea bie biere la magazin. Și tot e ciotcă. Tot e ciotcă, înțelegi? Băieții șmecheri, cum au trăit cu Plahotniuc, cu Dodon, trăiesc cu guvernarea asta. De asta oamenii, când tu mă întrebi de migrație, lumea se duce din disperarea asta. Când nicăiurea nu poate să existe. Păi tu ești funcționar public, scuzați, tu ești demnitar, tu ești procuror sau judecător și legea pentru cine nu-i lege? Nici într-o țară europeană. Dacă există o astfel de chestii, cred că îi explodează. Acolo un ministru a cheltuit niște bani de picardul de serviciu sau de picardul nu știu care și-a dat demisia de onoare. Dar la noi iese un ministru și îi face și observația la prim-ministru. Dar și dacă n-am făcut? Ești dacă n-am făcut? Ești mare treabă dacă n-am făcut? Poftim. Dar deci eu trebuie să mă subordonez. De asta sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate în societatea noastră. Nu trebuie să tolerate. Și eu m-am bucurat tot timpul când am văzut băieți tineri care vor să fac ceva, vor să schimbe. Fac studiouri cum faci tu. Caută să fac emisiuni, să discute problemele noastre, să caute soluții împreună cu alții. Și de asta am încurajat tot timpul băieții ăștia să dezvolte la noi acasă. Că cum faci și faci tu, poți să o faci în oricare țară europeană sau în Statele Unite și ai să ai mai mari șanse de a te dezvolta și să crești mai repede decât acasă. Cam ușa e să-ți vină la ușa, să-ți bată inspectoratul fiscal și să spună, dar păi tu cum lucrezi? Dar păi unde ți-e firmă? Dar unde e televiziune? Dar tu și ceva faci și speli bani. Și tu ai să plătești câteva mii și ai spui, dar tu ce să vă la dracu tot cu... Că eu n-am dovedit să fac două emisiuni și de-am eu venit inspectoratul fiscal. Așa faci. Asta, nu te uita la mine, că eu nu te... Eu n-am venit să spieri, asta e... Eu pur și simplu stau și mă gândesc. Dar eu spun că asta e realitate. Să deschidem firmă, încă nu m-am gândit la asta, apropo. Frate, eu nu ți-o spun cu rea credință. Dacă eu eram prim-ministru astăzi, îi chemam pe toți acasă și le spuneam, făceți ferme, fabrici, uzine, 5 ani nu vă interesează. Nu mă interesează că a stat 5 ani de zile, nu vă întreb un document. Unii găsiți acolo, făceți. Făceți fermă, fabrică, să văd dezvoltare. Pe urmă să vă legalizăm, pe urmă să vă legitimăm, pe urmă să vă documentăm, 5 ani ați plătit impozite. Vreau să văd ceva, că tu ai să mai angajezi, tu acolo lucrezi în 2-3. Dacă te duci cap să dezvolți un proiect foarte bun și de succes, ai să ai 10 băieți care o să lucreze, o să le dai salariul la toți, o să trebuie să găsești bani. Așa e normal, e firesc. Nu, destul apropo ca să plătim la YouTube la iarnă, dar apropo și la fisc, să trebuie să mergem. Nu, dar eu vă spun, dar sunt băieți de noștri care s-au apucat să cască măști în pandemie și au venit inspectoratul fiscal să-i întrebi. Am spus că nu... Vezi că te înflă râsul la un moment dat, îți dai seama de prostia noastră națională. Că tu în loc să stimulezi, să dai voie la libera inițiativă, lasă-i mă să facă, te duci cap, fă, hai, pac, tu, dă, să vedem, să fiarbă viața, să unul face, unul vinde, unul cumpără, în interior, să se dezvoltă economia. E, nu, fără, și știi, cea mai important și ce mi-e tragic și că vin oameni din anumite instituții de stat care nimic în viața lor nu a făcut și ei te învață pe tine. Dar care nu a făcut nimic, care în afară de faptul că a ținut o mapă în mână și s-a numit șef și a făcut procese verbale și rapoarte, el mai mult nu a făcut nimic. El n-are locuri de muncă, el n-are riscuri, el nu doarme sau nu se trezește dimineața să gândească ce o să fac, cum o să plătesc, cum o să... Ei nu au făcut lucrul ăsta și ei nici nu știu. Proces verbal, amendă,
Numai dacă tu ai vreun cumătru deputat, absolut cumătru, spune, ăsta e de-a nostru, ai de-i pașe, lasă-le. Și gata, acolo sunt închet. Asta înseamnă că nu există stat de drept la noi. Și ei nu există în general niciun fel de stat. Poate superi mult stataliști de ăștia de-a noștri pe mine, dar eu spun și gândesc. Ăsta nu-i stat. Un stat care nu-mi asigură securitate alimentară, securitate energetică, securitate informațională, care... securitate la trafic, poți să mă calci 3 ori unul cu jeepul și să întoarcă înapoi și mă mai calci 3 ori, sau să vină să mă ia din Transnistria cu cagole pe cap și să mă duc într-o direcție necunoscută. Și eu spun că noi, statul nostru, care e stat? În opinia dumneavoastră, care raioane sunt cele mai grav afectate? Aici vreau să mă refer la realizarea producției de pe deal. Mă refer aici la munca, la pâinea oamenilor care cumva au muncit un sezon și n-au unde să o realizeze. Da, știu că mergeți nu foarte știu, des. Nu știu dacă poate fi vreun clasament. Nu poate să existe un clasament mai afectat raionul Edenes, dar Căușeniu mai puțin afectat. Din punct de vedere a săștii, Căușeniu, de exemplu, în 19 au fost săști, în 20 au fost săști, în 21 au fost ploi, anul ăsta iarăi săști. La Edineț în 2020, când ăștia erau săști, la Edineț, Briceni, Ocniț, au oricum au fost niște precipitații și roada nu a fost atât de compromis. Da, au fost un pic mai jos, porumbul a fost greu mai puțin, dar nu ca la Căușeni, nu ca la Cimișlean, nu ca la Ștefan Vodă. Și aici ține de roadă, și aici ține de monopoluri, iată, aici trebuie discutat pentru toată societatea. Noi am discutat foarte mult în campanie electorală până s-o schimba guvernarea despre monopolurile din domeniul cerealilor. Câteva companii care dețin monopolul la export. Ei stabilesc prețurile, ei aduc inputuri, asta înseamnă îngrășămintele, chimicatele și alte lucruri necesare pentru prelucrarea solului. Băieții ăștia stabilesc prețurile. Și de când s-au început problemele și războiul în Ucraina, o parte din șmecherii ăștia care dețin monopolul în domeniul cerealilor s-au reorientat spre cerealele mult mai ieftine din Ucraina, că ea n-au și faci cu ele, dar dacă vin rușii, le iau gratuit și încercau să le vândă pentru că ei le-au paralizat porturile și nu puteau să exporte cereale și acolo erau milioane de tone, spuneau că au avut 20 milioane de tone. Și ai noștri băieți au făcut atâția bani, companiile astea mari, în anul ăsta, că de când îți iei, cu tot cu Plahotniuc, cu Dodon și cu alți fraieri care au fost la guvernare, ei niciodată nu au făcut atâția bani cât au făcut anul ăsta. Niciodată, eu răspund pentru ce ei spun, pentru că ei cumpărau cereale cu jumătate de preț și așa le vindeau cu așa un preț pe plan internațional, că ei nu doveau să numere banilor, le trebuiau câteva bani și numai să numere banii. Băieții ăștia au făcut anul ăsta atâția bani, dar au avut de suferit iarăși fermierii noștri. În primul rând, ei când cumpără din Ucraina cu preț mai mic, ai noștri fermieri așteaptă un preț măcar mai bun, măcar mai aproape de cel internațional, ca să poată să vândă cerealele lor, ca să scoată cheltuieli. Ei și ei au o grămadă de cheltuieli. Și când șmecherii ăștia, fraierii, cumpără din Ucraina și Calea Ferată lucrează pentru ei, portul lucrează Giurgiulești pentru ei, o bună parte din camioanele care sunt contractate de toți șmecherii ăștia, dintre companiile care sunt mai mici, mai mari, lucrează tot pentru ei. Și atunci țăranii noștri au stat și stând în continuare cu depozitele pline, cu grâu, cu porumb. Eu am filmat, eu nu pur și simplu vorbesc. Eu vorbesc de un caz concret a unui fermier care avea 5.000 de tone și spunea că eu nu am ce faci cu ele. 5.000 de tone de cereale. Și iată, vine sezonul și eu n-am unde să depozitez altele. Că nu putea să vândă. Nu cumpără nimeni. Dar el nu îi poate exporta pentru că nu poate. Avem probleme extrem de grave. Eu nu mai vorbesc de faptul că noi suntem la capitolul economic, mai ales în agricultură, ne comparăm cu cele mai proaste exemple din Africa. Noi exportăm cereale și importăm înapoi carne, ouă, lapte. Noi exportăm cereale. Încă o dată, repet. Numai niște țări cu economie primitivă fac lucrul ăsta. Nini strașnic să mă gândesc și așa și cu nușile la iarnă. Păi, sistema lui Pavel Filip a rămas neatinsă. Apropo, că ai amintit. Dar noi avem un sistem primitiv. Noi ar trebui, deși spun încă o dată, toate inițiativele care apar, nu contează
cât de mic, 10 oi, 20 de oi, 40 de oi, 10 vaci, lasă-l mă să facă, dă-i, unii vrea să-și facă fermă extravelan, dă-i domn primar o bucată de pământ, lasă-și facă fermă, care problemă? Nu, dar primarul împreună cu Consiliul, stuflește un preț la pământ cel care ar trebui să faci o fermă, o mini-fermă, că ăla trebuie să vândă de 70 de ori toate vacile care are 5-6 ca să cumpere numai pământul, nu o să mai facă altceva. Și pământul stă gratuit sau stă părloagă. Noi avem o serie întreagă de probleme pe care dacă nu le începem a rezolva, să știi că criza europeană, chiar și în pandemie, a demonstrat o chestie absolut firească. Toate țările își au interesul național pe primul loc. Întâi și-au asigurat cu vaccinuri, cu măști, cu dezinfectant necesitățile interne și pe urmă, dacă au mai mult, au mai exportat. Și ăștia păcătoși care nu au, zic așa, stau și să uit, când ați le dă ei și lor? Exact și cu securitatea alimentară. Dacă noi, în toamnă, în iarnă, nu o să avem carne, ouă, dar nu avem pentru că noi nu producem, o să așteptăm cine ați le dă ei, Olanda, Belgia sau cine ați le dă ei. Dar ei întâi au să-și asigure piețele lor, după care dacă o să le rămână, o să ne vândă și nouă. De asta, securitatea alimentară trebuie să fie pe primul loc. Și anul ăsta, dacă eram ministrul agriculturii, chemam pe toți cei care au fabrici de păsări, că e cel mai rapid sector, și le spuneam ce trebuie din partea mea ca ministru, ca voi, în jumătate de an, într-un an de zile sau în 4-5 luni, pentru că păsările mult mai repede cresc, să dublați cantitatea de carne și de ouă. Voi aveți ferme, voi aveți capacitate, voi aveți posibilități. Eu știu, eu am făcut emisiuni la televiziune, la Agro TV. Sunt fermi conservate, fermi de păsări care sunt conservate, că nu era profitabil. Dă să le dăm drumul acolo să lucreze. Vă spun și unii, la Drochi, eu am văzut și e perfect, e aranjat tot. Înseamnă că noi avem posibilități. Deși nu se întâmplă, ia că astea sunt întrebări pe care eu le am față de ministrul agriculturii, față de majoritatea parlamentară. Am niște întrebări, dar n-are cine răspunde. Că ești așa de vulnerabil dacă îi întrebi ceva, apoi începe a plânge, începe să adreseze pe la procuratură, că Vasile, ia uite și ne-o zis. Am 14 dosare civile. Fiecare care l-am pomenit în video-urile mele mă dă în judecat. Trebuie că le mai câștig, dar mă hărțuiesc, îmi trebuie timp și nervi și bani și avocat să mă duc dintr-o instanță în alta ca să demonstrez că eu nu scăinilă. Că dacă l-am întrebat de ce s-a furat din cariera că micăuț, o, gata, i s-a apucat, mă sună, mă terorizează, că deși tu ai permis să întrebi unii bani. Dar de ce să nu întreb? Acolo s-a furat 700 de milioane, voi ați spus s-a furat 700 de milioane. Unii bani. Ori nu trebuie să întreb. Ori 700 de milioane pentru dânșii nu mai sunt bani. Dacă întreg, e problemă. De asta, când mă întreb de raioane, nu există raioane care n-au de suferit. Iată-mă, acum îmi pare rău de băieții care au livezi de mieră. Piața Rusească ne-a băgat embargo de pe data de 15 august la toate fructele și legumele iară. Da, băieții la nord. E catastrofă. Oamenii scutură mierele de pe pom și le dau la suc. Dar cât acoperă prețul de 1,50 lei, 1,80 lei, cât o să le dea la suc? Nu acoperi decât nici... Și la soc, apropo, nu tot primesc, pentru că eu mi-aduc aminte ori anul trecut, ori mai trecut, stăteau camioanele rând și... Păi, asta este capacitatea de prelucrare a mierilor la soc, era gândită pentru cele care rămân în urma colectării mierilor bune. Dar dacă tu îi scuturi pe cei buni, sigur că tu, 2-3 fermieri și-au paralizat fabrica pe o săptămână. De asta, și aici e o problemă. Noi procesăm mierele, facem concentrat de suc și îl trimitem în Austria. Îl vindem. Și de acolo așa dau guleac de apă și aduc sucuri înapoi. În schimb avem miere din Polonia în magazinele comerciale. Și aducem sucul deja ambalat din Austria sau de unii el îl prelucrează înapoi. E că timp râsul la toate chestiile, să înțelegi? Dar de ce lui Vecislav să nu-i creez condiții? Că el nu trebuie el să-l prelucreze. El să duc să cumpere 10 tone de suc concentrat și să-și ia o linie de ambalare la Chișinău, să facă suc. Să adauge apă, să-i pună în borcanașe sau să le pună în pachetele și să facă suc. Să proceseze, să producă, să le pună și lasă să vindem noi suc deja pe piața internă și pe piața internațională. Care-i problema? Deci la vas să facă și o să vândă anul ăsta 10 tone, dar din 10 tone de concentrat o să facă 20 de tone de suc. Și o să-l vândă. Dar de ce să nu câștigăm noi bani? E că eu am niște întrebări logice, dar sunt băieți la noi care au inițiativă. De cum așa se întâmplă că băieții s-au realizat în Londra? Sunt băieți care au multimilioane și multimilionieri în Londra, în Paris, în Italia sunt băieți care s-au realizat. Moldovenii noștri. Și n-au steau în frunte, nu sunt neamuri cu George, cu Berlusconi sau cu alții. S-au dus cu inimă, cu voință, cu mintea lucidă și au făcut bani. Dar de ce acasă nu pot să facă?
Domnule Costiuc, haideți să trecem la live-uri. Cum vreți. E misiunea dumneavoastră. Voia boierului. Sunteți foarte îndrăzneți. Asta se datorează faptului că noi, într-adevăr, avem foarte mult content în teritoriu. Da. Și este o expresie foarte bună pe care o aveți dumneavoastră, că din când în când o mai luați și pe la bot. Da, asta e realitatea. Da, asta e viața. Da, tu în societate ai crescut. Asta e viața noastră. Evident, undeva ai îndrăznit, undeva ai mai luat-o, se întâmplă. Nu suntem încă o societate, da? Și în societățile cele care noi le considerăm deschisă, oricum există conflict, există interese, Vislav, înțelegi? Tu când te duci în pădure și așa ia fură lemni, da, trebuie să-i pregătiți că iau să dă aici înapoi. S-a întâmplat să o luați la bot, dar să nu difuzați cazul. Nu. Da, nu, dacă vrei să arăți că tu ești cel mai important și nu știu, și sigur că le astupi. Că nu vrei să arăți la societatea noastră că iau uite și cineva îndrăznit să-ți dăi. Pa da, care e problema? Și eu cumva sunt faraon ca în antichitate, că nimeni nu se poate apropia sau să te atingi. Eu nu umblu cu bodyguards, eu nu umblu cu pistol la brâu. Da, asta e societatea noastră. Eu asta vor să înțeleagă oamenii noștri de rând. Nu toată viața și nu toată planeta se învârte în Chișinău. Asta a fost recomandarea mea pentru toți deputații de când eu sunt implicat în activități publice. Să duc să vorbesc cu oameni. Ei, dar nici întotdeauna să o iei teoria că nu-i bine. Scuze, dar păi tu să vezi cum îți vine mintea la cap. Când ești deputat și ți-a ridică ceva la cap, te duci și vorbesc cu oameni și oamenii te aranjează. Cât n-ar fi de greu, cât n-ar fi de complicat, te duci și vorbești cu oamenii. Oamenii au probleme, oamenii au grijă. Dar oamenii au votat, chiar dacă nu te-au votat pe tine. Dar oamenii au niște așteptări de la oamenii de stat, de la miniștri, deputați. Atunci te duci și întrebi cum rezolvăm problema. Și să știi că foarte multe soluții sunt simple, eficiente, dar sunt satele noastre. Și să te duci să discuți cu un bătrânel care are 70-80 de ani și să vezi ce înțelepciune are. Păi și roșu, dar poate trebuie altfel. Și el îți spune și soluția, dar numai să poți asculta. Nu toată viața din Moldova se întâmplă în Chișinău. Și mulți care au înțeles au plecat. Du-te la 20 km, du-te într-o piață ordinară, du-te la Hâncești în piață, duminică așa e să vezi. Întreabă, cum e la piață la dumneavoastră? Care sunt problemele? Cu ce vă confruntați? Și ea spune, ia că pădurarul și ala, ei, măgari, nu vrea să vândă lemne pentru că el îi dă cu mătrul lui, dar cu mătrul lui ne vinde de două ori. Gata, secretele stăte în piață. Năcealnică Răulă. Ai, ăsta Cătălin, el a făcut din Năcealnică Răulă. Eu cred că se scrie la negru deja parodii pe... Nu, dacă l-am prins pe personajul ăla. E personaj, nene, și ăla e personaj. El dorme într-o butcă acolo toată ziua, că el primește salariul cât doarme. Și cineva i-a trezit somnul și el a venit enervat. Deși tu ne-ai trezit, ne-ai somnul, eu ți-a sărât. Dar și că tai, și cătați, apropo, acolo. Acolo-i sat, Pojernița, trece în parcei sat, acolo-i cărare. Dar e Republica Moldova sau deja vine? Da, frate. Tu când vii de la Rezina pe malul Nistrului, te duci în satele cele, toate satele pe malul Nistrului și acolo este drumul pe sub pod și cărarea pentru oameni merge peste linii. Nu-i nicăși în comun, nu-i gardă, să-i tâmpenii. Numai un nebun putea să... Dar ce caută omul acela acolo? Că... Într-un fel, căile ferate au un fel de pază privată a lor. Asta e a căilor ferate. Ca să nu treacă cumva... Dar este funcționabilă sau nu este funcționabilă calea? Am înțeles că din când în când treci, nu știu, deși nu-și caut în parcie terenul la... Dar acolo, ca să înțelegi, acolo treci contrabanda. Noaptea, când sunt tunică, te duci cu torba. Acolo în trecerea costă 200 de lei. Te duci încolo 200 de lei, când vii înapoi, eu am auzit de fenomenul ăsta, dar nu știam că pe acolo concret pe acolo. Și ăsta a venit, bani nu s-au câștigat și a venit unul care nu mai trivojește somnul. Și nici nu a câștigat bani. Dar asta demonstrează încă o dată că noi, pe teritoriul nostru, cum cânta Nicolae Soloac, pe pământul nostru drag, noi nu controlăm pământul nostru drag. N-am făcut nimic și din comun. Acolo nu-i punct strategic, acolo nu-i bază militară. Acolo e cărare, oamenii îți duc acasă și vin înapoi în toată ziua pe acolo trec. Și exact ca și sutele de oameni care trec pe acolo, m-am ridicat și am zis că uitați-vă ce locuri frumoase avem. Un pot pe care nu l-am văzut niciodată. Wow, duf, wow, duf. O mai venit un cantușnic care îi spune că e șeful lui, la mine s-a terminat telefonul, pur și simplu. Și îmi pare rău că este o doamnă care a filmat, o doamnă s-a oprit cu soțul ei cu mașină, când m-a cunoscut și când a văzut și acolo,
Că eu stăteam de vorbă cu dânsul după ce s-a terminat telefonul meu, s-a terminat. Și a venit un tâmpit care a zis că el e șeful lui Einstein. Încă mai venit un șef. Și a zis că eu îi dau voie să-mi puște în cap dacă trebuie. M-am uitat la dânsul și a zis că, Doamne ferește, maica, nu te cantușnici. Asta e societatea noastră. Cu așa nebuni. Da, asta e. Cu așa moldoveni de-a noștri, nici ocupanți nu-ți trebuie. Că ăsta nu-i separatist, ăsta nu-i cazac, ăsta nu-i soldat rus. Ăsta e moldovan de-a noștri, trăiește în partea cealaltă la... Într-un stat, am uitat cu zi. Eu cred că Cătălin Lungu trebuie să meargă personal acolo, să mai acumuleze un pic de material și să mai facă parodii. Cătălin nu simțit că e chestie de personaj ăsta, smacealnic, Raula, că el învață, puteți cum să trăiască. Bravo, Cătălin! El parodiază prostia națională. Eu când mă pregăteam de acest podcast, am urmărit câteva materiale jurnalistice, emisiuni și am zărit acolo că sunteți foarte supărat pe presa din Republica Moldova. De ce? Nu știu cum să vă lămuresc. Eu am fost parte a presei. Eu am fost împreună cu Oleg Brega, am fondat Jurnal TV-ul de la zero. Și știu cum funcționează. Îi cunosc foarte mulți colegi care am lucrat împreună. Între ghilimele de rigoare. Atunci era împărțit în anticomuniști și... presă comunistă, care era 4-5 televiziuni și noi când ne cem la conferință de presă, scaunii stăteau aparte, cei care erau cu Voronin și Deu jurnaliștii aparte și ceilalți stăteau aparte. Erau tâmpieni cu tot și nu trebuie să existe noțiunea de presă. Presa trebuie să fie presă. De asta își numește presă. Am un punct de vedere, îi prezint pe toți, dar la noi e presă de partid. Nu contează că e de opoziție, că e de guvernare. Și nu s-a schimbat nimic în ultimii 15 ani de când eu am experiență în domeniu. Nu s-a schimbat nimic. E presă de partid și punct. Acum cei care au venit acolo la guvernare și care splângeau în toate ambasadele că noi suntem persecutați, nu suntem acceptați la public și nu știu ce, că în televiziunile, că Plahotniuc are 5 televiziuni. Acum guvernarea are 5 televiziuni. Jurnalul, TV8-ul, Moldova 1, care e televiziune publică, TVR-ul care slujește, ProTV-ul și acum și Vocea Basarabiei. Băi, fraților, eu sunt persoană publică, lider de partid. În sondajele de opinie publică pe care le-au prezentat în ultima perioadă, noi suntem pe locul 5 ca rating politic. Dar pe segmentul de dreapta suntem al doilea partid politic. Pe noi ne-au votat 25-30 de mii de oameni în ultima campanie. Oare noi n-avem dreptul la Moldova 1? Hai că nu am pretenții față de televiziune care se numesc private. Cu toate că dacă tu te prezenți televiziune și vrei să fii mass media, păi fii mass media, chiar dacă tu ai proprietate privată în spate. Dar trebuie să ai o politică editorială adecvată. Dar Moldova 1 plătită din banii publici. În ultimul an de când s-a schimbat guvernarea, nu am pretenții față de Dodon, că Dodon era rău și era bandit, banditul bandiților și nu știu ce. Dar ăștia sunt noi, sunt buni, sunt pro-europeni. De ce mă cenzurează? Nu, n-am fost odată invitat la Moldova 1. Și știu personal, pe director, ne știm de ani de zile. Care e problema cu Moldova 1? Eu nu înțeleg. De ce nu ne acceptă la Moldova 1? Că Dodon, sigur că în televiziunile lui, finanțate din banii lui sau al lui Putin, sigur că nu o să ne chemic. Eu acolo explic niște fenomene al războiului hibrid și a implicării Federației Ruse în treburile interne pe înțelesul moldovenilor și lor nu le convine. Pentru că eu vorbesc în înțelesul moldovenilor și eu le explic exact cum funcționează propaganda și manipularea. Dar la televiziunile care se prezintă de dreapta, pro-europeni, mai ales în ultima perioadă, a ieșit o noutate că anumite televiziuni pro-europeni, încă o dată, vor beneficia de 14 milioane de euro bani europeni, granturi. Iar că dumneavoastră puteți să aveți acces la banii ăștia. Păi nu mult. Vă dă eu 200.000 de euro pentru ce își faceți dumneavoastră. Vă dă eu un grant de 200.000 de euro să aveți un studio în centrul Chișinăului, să nu ne trăim la Ciocană și să faceți emisiuni echilibrate cu ambasadori, să invitați. Dar de ce nu? Eu n-am înțeles. Dar de ce numai televiziunile subordonate politic și în care lustruiesc imaginea guvernării, ele au acces la fonduri europene? De ce? Dar de ce să nu întrebăm? Ori noi nu avem voie să întrebăm. Dar unde duc 14 milioane? 14 milioane de euro sunt bani mulți, nu? Numai dacă ești neamuri cu cineva de la guvernare și ai televiziunea care ilustruiește imaginea guvernării, atunci ai acces la bani. Mie mi se pare chestia asta absolut idiotă, ilegală, amorală și anormală. Eu însă taxez. La noi există așa un fel de legități. Nu te atingi de presă.
Uite, nu trebuie să vorbești de presă. Uite, nu te atingi presă. Presă, dacă tu intri în gura presă, te dinorușești. Presa, până la urmă, tot e diversă. E... Scuzați-i, fraților, da. dar ce înseamnă nu? Dacă tu ești o presă de buzunar a unui partid politic, păi da, tu strici noțiunea de presă în general. Tu deja nu mai ești presă. Dacă Costuc n-are loc să explici niște fenomene, dar așei care au fost experți în televiziunile lui Plahotniuc ani de zile și ne-au citit lecții de moralitate din televizoarele lui Publica și alții, acum toate jurnalul și Publica ăsta s-a schimbat cu locul. Amudeam ăștia experți și cei care erau la Publica, amudeam la jurnal și la TV8 și se schimbă cu locul. Eu mă uit dintr-o parte, că eu doar nu m-am născut ieri, cum spunea Dan Puric la ora 5. Eu am experiență de 15 ani și mă uit la experți ăștia și spun, stați-o-le, că-i, dar voi... De unul să ne convingeți de altceva. Acum ne convingeți de altceva. Și dacă mâine schimb iar guvernarea și noi nu avem voie să întrebăm, ba da, avem voie, eu am să întreb și am să merg peste ei și am să le spun și gândesc. Slavă lui Dumnezeu că acum rețele sociale schimbă paradigma comunicării. Acum ți-ai pus TikTok-ul. Apropo, eu șters TikTok-ul, avem 24.000 de urmăritori și l-au lichidat. Eu nu arătam fundul acolo, eu nu arătam lucruri indecente. Eu am publicat... Urgent să vă faceți cont, pentru că noi spunem secvențe interesante. Nu, dar eu vă spun sincer, am depistat după ce m-au blocat pe Facebook, la jumătatea verii m-au blocat, 30 de zile blocat total Facebook-ul și eu ne-am să minte că am TikTok. Deschid TikTok-ul și caut, dar nu prea percepem. Și găsesc live, dau live. Că mă uit 750 de oameni să uit în direct. Au apărut oameni acolo, erau 3 ferestruși și fiecare îi acceptam și îi apăreau și vorbeau din ferestrușele de pe TikTok. Păi oameni gospodari, fermieri, că ei mă cunoșteau. Că notorietatea mea e destul de mare și ei deja când mă văd pe TikTok, domnul Vasile, dar ghine că ați apărut că aici numai tâmpienii, chiar vrem să vorbim despre probleme, despre... Am făcut 3 live-uri pe TikTok și l-au lichidat. Că a fost raportat. Am mă, să găsesc eu... că vreo 20-30, nu știu, 100-200 de deștepți și dacă raportează, da, să-l blochează. Nu, l-au lichidat, nu l-au blocat. Apoi... Nu, raportează și respectiv să, prin asta să manifeste genul. Mai scurt, că acum trebuie să înțelegem că în ultima perioadă în Republica asta noastră au apărut și lucrează cenzura în rețele sociale. Păi, dacă un singur om are 200 de conturi sau 100, eu nu mai știu exact cifra, un singur om, de pe un singur IP, zboară deodată. Asta e regula la TikTok și la Facebook. Au apărut, au încercat ei la Facebook, dar la Facebook avem 500.000 de urmăritori și Facebook-ul Zuckerberg totuși funcționează un pic altfel. Ei văd în mine o televiziune gratuită. Da, să dai jos. Eu le făceam lor content de 6, 7, 8 milioane, îi fac bani de pe asta. Și ei când se raportau, ei nu băgau în seamă. Dar ei eu găsesc și mi-au blocat profilul meu. Și blocându-mi profilul, au blocat și pagina, au găsit. Da, exact. Dacă ești persoane. Administrator sau dacă ai fondat... Da. Și acum am rezolvat problema, dar mă uit că fenomenul nu e legat de mine. Eu am avut timp să analizez mai multe profile, mai multe pagini care erau active și criticau. De la începutul lui iulie, la nivel de guvernare, la nivel de republică, s-a întâmplat un fenomen. Băieții ăștia pierdeau lamentabil lupta pe rețele sociale. Critică, bătaie, luau bătaie, meme-uri și prostii și ei nu puteau să... Și s-au apucat să cenzureze. Au câteva sute de profile care lucrează și bombardează ca militarii și au blocat... Eu am urmărit pagini cu 20, cu 30 de mii de urmăritori, dar aveau impact foarte mare, pentru că era interesant ce publicau ei. Le-au blocat pe toate. Și a colegilor mei le-au blocat. Și a lui Victor și a doamnei primar... Toate paginile care erau create, toate le-au blocat. Băieții ăștia au băgat o cenzură. Acum eu știu ce vreau să vă spun, că și-au tras 5 televiziuni și au blocat rețelele sociale. Dar nu o să-i ajute. Dacă guvernarea crede că cenzura cumva îi salvează de pierderea autorității și de pierderea susținerii largi a societății, se greșesc. Problema nu e a noastră, problema e a lor. Ei trebuie să facă performanță la nivel de guvernare și atunci oamenii nu o să fie supărați și nu o să caute, pentru că nu o să-i critic eu. O să critic Veceslav, o să vină, că nu pot să cenzurez chiar tot online-ul. Că îl cenzurez pe Costiuc, e altceva, că lumea mă întreabă, da, unde ai dispărut? Dar n-am mai dispărut nicăieri. Numai la Gonța apăreți, practic? El m-a invitat ultimul an, asta e, chiar am trat și m-a uitat pe toate emisiunile, de 3 ori în ultimul an. Apropo, eu, dacă tot am pomenit de Gheorghe Gonța, noi cu Gheorghe Gonța avem o relație foarte bună de dialog, de prietenie și cu această ocazie, dacă pe share-ul care îl dați dumneavoastră o să ne privească vreun deputat din Parlament pe această ocazie, noi deja o să încercăm să facem challenge. Duceți-vă la emisiuni la Gonța,
Pentru că Gonța nu o să vă cheme când ați venit în campania electorală. Dar pe el în ultima dată când a fost... El la toate edițiile, apropo, care vin invitați, menționează asta din start. Este un lucru pe care se merită dispus. Nu că noi ne lăudăm și ne tezăm pe cap. Deși e băgat cenzură și care-i frica unor cetățeni de la guvernare, că eu nu cred că e din opoziție. Eu am participat ultima dată la emisiunea lui Gheorghe, asta a fost săptămâna trecută, nu mai știu, joi sau... Da, joi. În același regim de timp la TV8 a fost prim-ministru doamna Gavriliță. La Gavriliță la TV8 se uitau 600 ceva de oameni, erau 586 ceva și la noi erau 1500. Ca să înțelegeți, eu nu sunt prim-ministru. De asta și apar emoții, Vișla. Când tu ești dita mai prim-ministru și se uită, dar Facebook e o chestie de termometru social. Acolo nu ai toate televizoarele Republicii și ți le bagă pe gât. Îți place de dosă, nu-ți place, trebuie să te uiți la șeful nostru. Treci pe lături. Facebook deodată, mă uită. Dar asta arată foarte mult. De asta ei au emoții. În loc să ne lese, să crească o pleiadă de lideri politici noi, de perspectivă, de anvergură, care nu suntem, cu care se poate colabora. Și noi nu suntem trădători de neam și de țară. Suntem patrioți a neamului. Și am contribuit și contribuim în continuare. Dați-ne voie să ne dezvoltăm. Noi, ei ne gâtui pe noi, în primul rând. Ei nu se uit că au probleme cu stânga. Dar stânga e anapoda. Dar ei ne gâtui pe noi. Ei ne cenzurează pe noi. La televiziune nu avem acces. Niciodată nu ne-a chemat. TVR-ul de când lucrează în Moldova și eu tot timpul am spus că sunt român. Niciodată nu ne-a chemat. Niciodată. Păi stați o leacă, dar pe cine e invitat? Voi sunteți pe banii României. Dar după ce am văzut că l-a premiat pe Lupul la București, nu mai am întrebări nici de TVR și nici de România nu mai am întrebări. Dacă voi pe cel care v-a învinuit în 7 aprilie 2009 și-a învinuit România că a făcut lovituri de stat la Chișinău și el care vorbește din punct de vedere științific limba moldovenească și exponentul lui Voronin din 2005-2009 a fost unul dintre cei mai mari și mai aprinși luptători împotriva românismului. Eu pe timpul lui Lupu am stat în izolatoare și am câștigat dosare la CEDO. Și ăsta am uidit, am mai șef și premiat cu Steaua României în grad de comandor de către Iohannis. Mai mare rușine și mai mare mizerie nici nu putea să fie. Eu cred că cineva l-a amăjit pe președintele României. Da, sigur, săracul, el așa ține la neamul ăsta românesc. Și tăman pe Mister Lupu trebuie. Nu destul că ăștia nu-l pot da afară de la Curtea de Conturi de un an de zile. Danc și Steaua României odată în grand de comandor. Slav, e mult de povestit, dar să știi că o trezit un semn de revoltă, de repulții, de ură, mai ales a românismului de aici, din Basarabia, care așa e chinuită, e obișnuită, e ofisândit. Și patrioții cei care au urmărit cu suflet la gură atâția ani, tot ce se întâmplă în România, și când au văzut acum că Lupu e mare comandor. Păi, dar luați-vă-l dracul la București cu totuși, pe ăsta și pe toți ăștia anti-românii de aici, de la Chișinău. Poate s-or mai rări. Vezi, iată asta înseamnă politică, Vislav. Nu tot timpul lupul este fugărit în pădure. Lupul de multe ori este ales în fruntea stânii de oi și oile. S-a dracului și aia în ultima perioadă. Când tu te duci și spui, bă, dar sunteți, bă, și l-ați ales pe lup șefei. Și oile, dar cine ești tu să crezi, ești șeful nostru, marș de aici. Încă și apără și lupul și-l apără. E o chestie alegorică, dar să știi că e adevărat. Și o să sun pielea ta, că ești foarte tânăr, bravo ței pentru implicare, dar ai să vezi, după sacrificiile, muncă, nopți, nedornite, te duci, lucrezi în altă parte, ca să poți sâmbătă, duminică să faci o emisiune, ca să poți să te dezvolți, să crești, să prinzi la rădășini. Și îți vine un idiot de ăsta și îți răschești într-o zi toată munca ta de câțiva ani de zile. Atunci îți vine să urle de șiudă și de disperare. Și nu te poți plânge la nimeni, pentru procuratura e anti-umană și restul instituției cam tot acolo. SIS-ul se ocupă cu Vasile Costiuc, nu se ocupă cu mafia din Transnistria, nu se ocupă cu bandiții noștri care au furat. E trist. Am putea să vorbim de lucruri mai plăcute, dar... Am, așa ajungem și la dânsul. Hai să rămânem un pic la Jurnal TV. Tu ai activat o perioadă foarte scurtă de timp acolo. 2 ani. Așa. De la 0 la 100.000 de oameni într-o singură zi au fost. Apropo, eu am urmărit un video foarte, foarte, foarte de mult, în 2008. Dar și n-a să împărțit atunci cu paza lui Voronin? Eu filmam pe Voronin cum el bie în Piața Mare Adunării Naționale, era ziua vinului. Și ăștia făcuse un zid din paznici, din SPP,
Și rău, dar rău, finanț, eu de din să filmez, vă rog, filmam și afa la unul tot timpul. Așa la făceam un pas, în stângă, și eu mă nervam, dar eu eram cu legitimație, de ta mai jurnalist. Dar parcela stătea Moldova 1, în IT-ul, erau de parcela, ei filma cum vor un NBA cu lupul, IBA-ul genam 2 cu lupul. Și eu, dacă am fost tot timpul, nu când răznesc, dar mai îndrăznesc. Dacă nu greșesc, eu îmi cer scuze atunci, jurnalul abia cumva aș face să... 2008, noi primii am fost care am pus mâna pe camere și am început să fugim după când să filmăm cu Briga. Și ăștia m-au luat pe sus, paza lui Voronin, și eu d-am avut doi pumni în burtă, m-au suit într-o școadă, s-au uitat în camera mea și am filmat, dar n-avem nic și puteți filmez la șafa la SPP. Și-o șters tot, dar asta a fost indicația lui Voronin. Și eu dat drumul, văd o intersecție mai încolo, marș acasă. Păi, dar pe eu, jurnalist, nu știu ce. Nu s-a uitat niciodată, la Voronin în general nu a fost... Eu venit să mă bată, în 7 aprilie am fost un unicul jurnalist care am avut tupeu și când țara era mare, mare problemă cu așa numita revoluție a tinerilor și numai nu știem ce se întâmplă, atunci Voronin i-a invitat la guvern, pentru că președinția era în flăcări, parlamentul în flăcări, președinția distrusă, i-a invitat pe așa numiții lideri ale mișcărilor protestatare, Chirtoacă, Filat și cu Urecheanu, i-a chemat la guvern, la etajul 5. Și la etajul 5, Voronin îi aștepta pe așa numiți lideri ai opoziției să discute despre ce se întâmplă în stradă. Și unul dintre cei care era acolo, chiar era mai mulți reprezentanți a presei, nu erau chiar atâtea televiziuni ca acum, cine merge cu noi la guvern? Și nimeni nu a vrut. Probabil din studiu au fost anumite indicații, probabil tot și exista un calcul s-ar putea să nu iasă înapoi nimeni din guvern. Noi discutam între noi că s-ar putea să-i aresteze și pe Voronin fiind generalul sovietic, putea să-l aresteze și pe Filat și pe Chirtoac ca liderea a protestelor și a loviturii de stat, iar martorii de ăștia care cu camera în mână nu trebuie să nimeni. Ia vină și tu în coașe să campaniu la închisoare. Și nu a vrut nimeni să duc, dar eu m-am dus. Am intrat liderii atunci, am intrat la Voronin și eu cu camera în mână, eram cu drapelul la mână. Și Voronin s-a uitat și a spus, dar ăsta cine? Știi el foarte bine cine? Că mulți le-am jucat la ner. Și Filat s-a întors cap și a spus, domnul președinte, stai cu noi, el nu a venit, vrem să avem mărturii, că am vorbit cu dumneavoastră. Hai bun. Și am filmat 40 de minute discuția dintre liderii protestelor, așa numiți lideri protestelor, pentru că ei nu au fost niciodată lideri ai protestelor. Ei nu au chemat lumea în stradă, lumea a ieșit supărată pentru falsificarea votului din apropo, ați fost pe 9 aprilie? Acum noi... 7. Am fost... 7 aprilie. Am fost pe 6 aprilie. Noi am pornit protestul pe 6 aprilie cu Brega și ne-am dus la prin niște o lumânare la Ștefan cel Mare, ca să știi, seara la ora 6. Uh-huh. Și noi când am văzut câtă lume a venit, zic, dar noi niciodată nu am văzut asta. Și când am văzut că ei s-au apucat să facă lucruri urâte și poliția nu intervine... De asta s-a început de pe 6? Da. E mult de povestit, dar știi ce vă spun? Că eu am fost în interior ca presă. Atunci am văzut trădarea liderilor, pentru că ei, în cadrul discuțiilor cu Voronin, Filat spunea, domnul președinte, noi ne desolidarizăm de tinerii ăștia, noi nu i-am chemat, noi nu i-am pus să dăi foc, nu ne-i puneți pe seama noastră. Eu atunci am ieșit afară, eu nu fumez, dar am fumat câteva țigări și am zis că ăștia ne-au trădat, ne-au vândut. Ăștia nu sunt lideri politici. Dar nu te poți duci tu la Voronin după și băieții au făcut atâtea și practic au făcut imposibil pentru că liderii politici erau slabi. Voronin câștigați cu 60 de mandate alegerile parlamentare. Ei nu aveau nicio șansă să-l dai jos pe Voronin. Și așa au ieșit o grămadă de tineri și după și ne-au trădat, Voronin ne-a dat indicații și ne-a dat o ușigane la toți tinerii din eu ruptă în două atunci. Eu am scăpat ca pe urechile acolo că era Brega mai cu experiență, o să ia hai, eu vreau să trec să mă duc la guvern că acolo lua ușigane. Că eu m-am dus în redacție, am dus camera și am luat alta încărcat. Și dacă nu era Brega mai pregătit ca mine și cu mai multă experiență, eu aveam să mă duc la guvern pentru fari să văd cum e, că eu vedem cum îi bat. Și am fost unii care am filmat împușcăturile din piață și am publicat imaginile și alea. Bătaia, am filmat din colț de la Unic, de peste drum de Unic, aici era un ceas. Și din colțul ăsta am filmat cât se putea de filmat, cu rezoluție, cât am întins. Am văzut multe lucruri, dar atunci m-am simțit trădat liderii politici de atunci. Atunci am zis că ăsta nu e lider politic. Un om care se consideră puternic, aveți între la vorba, spune, ia ești afară și lămurește la oamenii ăștia. Și atunci lupul făcea, sunt toate tentative, e lovitură de stat. El s-a purtat foarte urât și lupul în ședință. Eu atunci multe lucruri am înțeles, cât sunt de slabi oamenii numiți politicieni la noi în Republica Moldova. Slabi. E vorba de lipsă de voință și de curaj. Ori că au și pierde, ori că pur și simplu așa sunt
slabi, ca să nu-i spun chișorcuș. Că dacă erau bărbați adevărați, apoi după ce au pus mâna pe piptiere, piforonul trebuie să-l pună la respect. Dacă n-am văzut pe Filat că îi îndreaptă galstuc în cadrul ședințelor parlamentare când eram în presă și încă eram la ședințele Parlamentului. Și când am văzut că îi îndreaptă cravata lui Voronin, am zis că gata. Nu mai faci dintre ăștia. Eu știam lucrurile astea încă din 7 aprilie, Sara. Și asta a fost. Voronin și acum e deputat. Filat o stat la pușcărie. Dacă îl punea la punct pe Voronin și toată șleaita lui Voronin, care și-a bătut joc, trebuie să recunoaștem, în 10 ani o făcut farfală din societatea noastră. Ăștia pe timpul lui s-au privatizat, s-au furat, s-au dus, s-au deportat lumea din Republica asta și ăștia care au venit pe fundalul loviturii de stat din 2009, 7 aprilie, ei au început să-l pupie în frunte pe Voronin și pe toată brigada aceea care era niște hoți cu acte în regulă. Și acum hoții cu acte în regulă, acum deja se consideră opoziție. Ei au bani, ei au televiziuni și ei se consideră opoziții. Iar cei care, de-al de filia, acum trag cărțile în spatele la guvernarea actuală. Cu cât mai mult cunoști din tot mizeria asta, cu atât mai mult vrei să scuipi și nu mai faci nimic. Dar îți dai seama că n-ai să faci tu, ești mai curajos ca alții, nu o să facă alții nici atâta. Nu o să facă, nu o să se implice. Sau o să vină unul cu geanta cu bani și să spună, ia mâine niște bani, deci du-te dracului și tu și nu ne mai bate la cap. De fapt așa se face în Republica asta noastră. Partidul Democrației Acasă. Ideea și inițiativa de fondare vine după lovitura de stat 2009? Da, da. Eu am fost implicat în activitate politică din 2004, de eram de la facultate. Am fost unul din cei mai activi tineri din Partidul Liberal, încă nici nu era Partidul Liberal, era Partidul Reformator. Noi am schimbat denumirea după crearea blocului Moldova Democrat în 2005. Rămăsese liberă denumirea de Partidul Liberal. Mișa Ghimpu a convocat congres cu foarte mulți studenți care în mare parte nici membri nu erau la partid. Am avut o experiență. Îmi pare rău că în 2007 când s-au câștigat alegerile, Mișa Ghimpu a adus oameni absolut din stradă, poate prieteni de-a lui, nu știu, dar care nu contribuie să nu lucrase la dezvoltarea partidului și ei au câștigat alegerile la nivel municipal, ei n-aveau oameni să se includă și au adus fel de fel de hoți, unul mai hoț decât altul. Și ei l-au îngropat pe Dorin, că Dorin trebuia să devină un lider politic de perspectivă. Apropo, eșecurile lui Dorin Chertoac sunt din cauza că nu avea echipă? Nu știu dacă sunt eșecurile lui Dorin, acolo Mișa Ghimpu a adus niște oameni de calibru hoților, de calibru Hollywoodului. Eu dacă ți-aș spune câțiva din anturajul pe care i-a adus Mișa Ghimpu și i-a făcut șefi acolo, oamenii și-au cumpărat iahturi. Oamenii și-au făcut case de 1000 de metri pătrați, șef de direcții. Șef de direcții cu case de 1000 de metri pătrați. Eu nu-mi închipui cât de handicapat trebuie să fii ca om să faci case de 1000 de metri pătrați. Tu și ești vedetă de Hollywood. Băieții ăștia l-au îngropat pe Dorin. L-au mântuit. Dar păcat că Dorin nu știu să-și apere pozițiile în cadrul partidului, să-și ia băieții cu care crescuse. Și eu am crescut împreună cu Dorin în politică. Eu după ce ne-au împrăștiat o generație întreagă și au adus hoți de calibru în Partidul Liberal, băieții tineri care se implicase în politică s-au împrăștiat toți, care au plecat în Canada, care au plecat. Eu am rămas aici. Și am făcut Hyde Park împreună cu Oleg și cu Ghena și am câștigat atâtea dubinși pe spate de la regimul lui Voronin, până am înțeles în 2009 că fără implicare politică poți să trăiești tu din stradă, poți fi tu Hyde Park, poți fi tu asociații, ONG, poți fi și vrei. Nu ai platformă politică în care să te manifesti, să vorbești, să candidezi, să devii deputat, să ai tribună parlamentară, nu faci nimic, nu schimbi nimic. Nu te ascultă nimeni, nu te aude nimeni, nu ai acces la televiziuni, nici atunci nu erau acces la televiziuni. Și asta au fost decizii, mai ales după 7 aprilie, când am văzut cum ne-a fraierit Mr. Filat cu ceilalți bandeța lui. Să nu mai vorbesc de Marian Lupu, care peste noapte din președinte de parlament comunist pe care l-am contestat, a devenit președinte de parlament la regimul nou, AIE. Până în 2013 Lupu a fost președinte de parlament. Iar l-a ales. Noi parcă scăpasem de Lupu cu Revoluția Tinerilor și când uităm, Lupu iar e președinte de parlament. Înțelegi? Și atunci am văzut mizeria umană și mizeria politică pe care o fac partidele și îi spun eu că noi suntem alianță de integrare europeană și când s-o apucă Ricciordi Bancă de economie, aeroport, atunci au înnebunit societatea noastră. Și când am văzut cum iarăși ne-o fraierit și în 2015 cu protestele și e mult de povestit, atunci în 2010 am pornit o mișcare de tineret. Și în 2011 ne-am înregistrat ca partid.
au mai fost colegi care s-au plictisit, care s-au retras, care s-au dus, care au plecat. Mulți au rămas lângă mine până la urmă. Noi am, mulți au rămas lângă mine colegi, dar noi, acum pot să vă spun, la distanță de 10-12 ani, atât pe 2 septembrie, partidul a împlinit 11 ani. Dacă nu faci parte din tagma bandiților în Republica Moldova, aproape n-ai nicio șansă să devii deputat sau să ajungi la guvernare în Republica asta. Dacă n-ai în spate o rețea de bandiți, deși de calibru, societatea noastră e ingrată. Ei, dar ce mai vrei să fac și aia? E ca de alte șori, de asta o să fac, e ca de alte platon o să facă. E ca ăștia, băi, ăștia care au furat, ăștia și nouă ne dau. E ca de alte Plahotniuc. Pe Plahotniuc l-a votat 30% în 2019. Pe Voronin îl votează. Pe Dodon, cu cât mai mare bandit ești, demonstrativ, și vii cu Rolls Royce, vii cu Mercedes de ultimă generație, vii cu haine scumpe, cu ceasuri de sute de mii, moldovenii pe ăștia îi votează. Asta e realitatea, nu că... Și acum am făcut un fenomen mare în 2021, l-am demonizat pe Dodon, am arătat mai mare bandit decât ăsta nu putea să existe în tot universul, în toată galaxia. Și societatea noastră a mers și a votat un partid. Drept că și ăștia au contribuit foarte mult. Băi, Vasile, bun băiet, are mulți susținători, dar să nu pierdem votul, azi pierdem votul. Și mulți oameni care au vrut să voteze democrația acasă au votat alt partid. Numai să nu pierdă votul. Și acum, după un an, după ce a trecut un an de guvernare, foarte mulți dintre cei care au votat util, că e vot util se numește, acum mă întâlnesc pe drum cu ei și spun, e tare, regretăm că n-am votat. Noi, dacă ne-am întoarce acum înapoi, apoi n-am mai face prostia asta. Dar vă spun o chestie pe care o regret enorm de mult. Băieții ăștia nu au schimbat atât, au modificat codul electoral, nu au scăzut pragul electoral, pentru că pragul electoral e o bâtă politică în mâinile celor care conduc statul. Ei, prin intermediul la votul util și prin pragul electoral, spun, da, băi, nu-i rău, Vișlav e un băiet extraordinar, dar n-are nicio șansă să treacă. Și în procente asta e 90.000 de voturi. Când el grămădește 90.000 de voturi? Și el are milioanele mele, numai ei nu, îi spun altfel, dar e exact asta spun. Și el are televiziunile noastre, înțeleg? Noi suntem oameni serioși. Și oamenii noștri... Și închipui, băi, dar dacă noi azi votăm 70.000 și el n-a streac, noi azi pierdem voturile, dar nu-ți pierde nimic. Voturile, PAS-ul a luat 50 de mandate și 13 prin redistribuire. Și cei care au votat pentru noi s-au dus la PAS. Nu au pierdut voturile. Dar manipularea asta e greu de explicat în societate. Și acum, votul electronic. Am insistat foarte mult și am strigat. PAS-ul în toată campania electorală a vorbit despre vot electronic. Diaspora, 1 milion de oameni, 1,5 milioane cât au plecat peste hotare, să poată vota de acasă, de pe canapea, de unde ei sunt, de pe telefon să voteze. O votat în primă lectură, înainte de a ieși în vacanță deputații, în primă lectură au votat, o lăsat pragul electoral de 5% și nu a introdus votul electronic. Asta înseamnă că diaspora nu va putea vota electronic în următoarele legi. Și asta... Probabil dacă și oamenii de acasă vor fi dezamăgiți și diaspora nu va vota, asta înseamnă că proporțional partidele de stânga vor acumula mai multe voturi decât cele de dreapta. Așa va fi o majoritate iarăși de orientare pro-rusă, antinațională. Și nu știu, eu nu înțeleg de ce băieții ăștia care conduc Republica Moldova nu vor să înțeleagă lucrul ăsta. Nu vor să înțeleagă. Ei se tem, dar nu știu de ce se tem. Ori ei fac niște jocuri proaste pe care o să le regretăm ca și societate. Pentru că dacă mai vine odată Voronin cu Dodon și cu Șor, cu Platon, cu cine mai sunt, cu Plahotniuc, de aici și eu mai rămas 2 milioane de oameni. Eu cred că încă 100 de mii de tineri care au acum încă vârsta de 25-30 de ani ori să plece de aici. Și o să rămână numai bătrânii, calișii, invalizei, copchii, cei care nu pot să fugă de aici. Dar asta e mare tragedie. Eu și ei spun, e cu mare durere de inimă. Dar nu pot să înțeleg ce fac ăștia care conduc acolo. Nu pot să înțeleg. Eu pe dâșii nu-i bat pentru gaz. Eu pe dâșii nu-i critic pentru alții. Noi am așa apropo vorba. Nu-i critic pentru că înțeleg că cu rușii nu-ți poți juca. Așa e decizia lui Putin. Dar lucruri mici care pot fi făcute la noi acasă cu 63 de mandate, eu pe astea vreau să le văd realizate.
vine iarna și cu gazul. Eu am căciulă de crălan, asta e și cald. Cei care n-au o să cumpere. Vislav, n-ai cum să te duci la Putin, când Putin a îngenunchiat toată Europa și le-a închis gazul la toți. Moldovenii consideră că dacă noi îl trimitem pe Dodon și dacă Dodon era prim-ministru și dacă noi îl trimitem pe nu știu cine, apoi Putin îi curge o lacrimă, vezi, băi, și nici el de moldovenii ăștia, dă-ți le dau o leac de gaz mai ieftin. Dar nu există noțiunea asta. Putin face ce vrea el. El l-a sunat pe Miller și i-a spus, cine a venit, nu contează. Atâta, lasă să plătească atâta. O să vreau să plătească mai mult. Noi în raport cu Rusia avem, Rusia are o problemă mai mult cu noi. Că Transnistria nu poate fi asigurată din surse de alternativă. Nu poate. Dacă rușii închid gazul și noi luăm, și noi luăm din România, da, Transnistria. Și Putin probabil nu va închide, numai că terorizează și pompează bani din societatea noastră așa sărășită. Iar pomparea asta de bani și sărășirea populației face ca societatea să fie supărată pe actuala guvernare. Că ia ca din cauza lor gazul e scump și noi trăim mai rău. Nu, pentru că Putin i-a ridicat prețurile și nu numai la lui, toată Europa. Dar, vezi, securitatea energetică și bâta energetică e o bâtă politică în mâinile lui Putin. Lui Orban îi dă mai ieftin pentru că el e loial lui ruș. Și, dar lumea nu vrea să recunoască. Orban este partea comunității europene. Orban este parte NATO. Membru NATO. A, că îi dă mai ieftin? Da, dar el special ca să certi toți în interior. Că la sârbi îi dă mai ieftin? Da, tot pentru asta o faci. Dar moldovenii noștri nu vor să înțeleagă. Dar cum să înțelegi dacă televiziunile noastre lucrează în detrimentul intereselor național? Dacă la noi deputații se duc la Moscova și negociază din numele raionului Orhei să vinde mieră la Moscova. Vă, sunteți nebuni? Câte mieră aveți, mă, la Orhei? Și din numele Orheiului să ne dăie gaz. Bă, dar și Putin trebuie să vă dăie cu căldarea gazei sau cu balonul pentru Orhei. Sunt niște lucruri care se întâmplă în detrimentul intereselor național și noi la Chișinău avem o guvernare slabă. Reținere la 6 dimineața. S-a pus și brățar la picior. Copiii au speriat. Da, e adevărat. E formă de intimidare, Vislav. Eu nu am făcut nimic pentru ce ar trebui să fiu închis, terorizat. N-am făcut. Eu, pentru dosarul care ei îmi incriminează că mi-am depășit atribuțiile, am fost invitat în 2016 și am fost martor pe acest dosar. Există o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale. Un om care a fost martor în același dosar nu poate fi schimbat învinuit și îmbănuit. Nu poate. Așa spune legea. Ei nu s-au uitat la lege și ăștia-s băieții care acum conduc Republica Moldova. Dar asta e o formă de intimidare și asta a fost făcută pe data de 12 dimineață. Eu pe 11 am avut un live. Simbolic, 12 ianuarie în ajun de Sfântul Vasile. Da, dar eu pe 11 am avut un apel public către societatea noastră prin care am explicat cum putem să ne luăm hidrocentrala de la Dnestrovsk. Uh-huh. Și am spus exact, Filat este omul care a semnat acord, fiind prim-ministru cu Ucraina și a cedat unilateral hidrocentrala de la Dnestrovsk în favoarea Ucrainei și încă 7 hectare de pământ de pe teritoriul Republicii Moldova l-au dat Ucrainei. Asta e trădare de țară, trădare de patrie. Ca să le poți întoarce înapoi, trebuie condamnat pentru acte de corupție definitiv, pentru dosarul și ăla trebuie condamnat prim-ministru. Ca noi în arbitraj internațional să cerem în judecată internațională să fie anulat tratatul internațional semnat de prim-ministrul Republicii Moldova și a Ucrainei. Și eu consider că asta a fost unul din motivele, că sunt mai multe, pentru care am fost reținut a doua zi la ora 6 dimineață. Primul. Doi. Eu în luna decembrie am avut 7 filme care au fost peste 1 milion de vizualizări. 1,5 milioane, 2 milioane, cu critici adusul guvernării. Eu înțeleg că guvernarea a beneficiat foarte mult de live-urile mele, de emisiunile mele care le-am făcut în campanie electorală, prin care am mobilizat electoratul, oamenii și ei au câștigat alegerile. Dar în momentul când am început să-i critic pe ei, și nu criticam din vânt, din aer, că nimeni nu se uită, 2 milioane de oameni nu se uită la prostii. Înseamnă că exista un grăunte de adevăr și exista o supărare a societății la care au reacționat foarte multă lume. Oamenii care vineau cu bombani din Spania și le-au luat la vamă, altul i-a luat mașina, la unul i-a luat computer. Sunt chestii care și ei nu suferă și nu tolerează critică. Și pentru asta m-a închis, ca să mă murdărească. M-a luat cu tam-tam de acasă, cu fiervercuri, cu mascați, cu poliție, în bătaie de joc.
Eu n-am fugit de acasă. Eu nu sunt oligarh. Eu n-am fost la guvernare. Eu nu am avut responsabilități. Să vii tu să mă iei cu mascață de acasă. Și ei vrut să demonstrez. Dacă pe mine mă invitau la CNA, eu nu mă dușeam? Ba da, mă dușeam. Ba mai mult, ei au ordonanță și eu am ordonanțele în mână în care scrie negru pe alb că am fost ascultat oficial. Ești așa, ascultă-ne oficial, dar oficial am fost ascultat. Ei știu cu cine discut, cât am discutat, despre ce am discutat. Ei știu că n-am treabă cu Durleștiu. Eu n-am treabă cu pământul, cu vânzarea, cumpărare. Că nu am treabă, niciodată nu am băgat nasul. Eu nu sunt afacerist imobiliar. Nu sunt. Și ei știu lucrul ăsta. Dar ce și-o reușit să facă, TV8 o filmat cu o săptămână înainte de asta și a făcut emisiune și a zis că m-a făcut cel mai mare bandit și m-a pus în rând cu fostul primar, cu care eu habar n-am. Eu nici nu l-am știut pe omul ăla. Și omul ăla e consilier și acum el e consilier municipal și văd că e la ședințele Consiliului și nu se întâmplă nimic. M-a luat, m-a închis împreună cu dânsul. Iată eu acum, ascultătorilor dumneavoastră, o să explic ce înseamnă manipulare. Când tu îl iei pe Vasile Costiuc împreună cu fostul primar din 2005, care eu nu-l cunosc, dar presa dă. Vasile Costiuc împreună cu Veselav Nedelea, în dimineața de 12, au fost arestați. Și știrea, amândoi odată. Pe urmă, pui fotografia lui Vasile și al lui Veselav Nedelea și faci colaj. Vasile și cu Veselav au fost arestați. Și am eu cu dânsul. Păi da, dacă îl luai pe Veselav, îl luau cu cei care au lucrat. Mie mi-au scris depășiri de atribuții. Ca să-ți depășești atribuțiile, trebuia să fiu consilier, să fiu primit. Bă, trebuie să am o funcție pe care am depășit-o. Nu am avut niciodată în statul ăsta n-am. După care, următoarele știri. Veselav Nedelea împreună cu Vasile Costiuc a fost închis în izolatorul CNA. Următoarele știri. Vasile Costiuc și cu Veselav Nedelea au fost duși intenționat de fiecare dată să repetați, știind că Veselav Nedelea a fost deputat din partea Partidului Democrat. E consilier municipal. E directorul zonei economice libere. E omul care, de fapt, el nici nu neagă că pământurile cele de care ei spun că le-au furat, sau lui, scris pe dânsul, el nu neagă. Eu nu am pământuri. Acolo, pe loturile cele care eu le-am cumpărat și le-am vândut, trăiesc procurori, ca să știți. Procurori, de la CNA. Dar ei au arătat la televizoare. Casa primarului au arătat-o că e casa mea. Și au zis, uitați-vă la Costiu, că e și casă cu 3 etaje. Cum eu să demonstrez amul la toată societatea care s-a uitat la video că nu e casa mea? Cum? Telefonul în mână și cum? Asta e unica... Da, da, pe și telefonul ne-l-a blocat. Și telefonul ne-l-a blocat. Și pe ăsta. Am uia ca întrebarea firească, ziceai și vorbim dumneavoastră. Dar mai departe, dacă Vasile așa e mare bandit, voi aveți probe, voi ați făcut ascultări, audieri, la sânul 2 luni de zile, de ce nu mergi dosarul în instanță? Dar eu aș spune mult mai multe. Cu ce se ocupă procurorul care duce cazul meu? Și contracte cu statul are procurorul. Procurorul care îmi duce dosar are contracte cu statul. Bani primiți de la stat. Pentru reparația unor porțiuni importante de drum. Oficial, nu că povești cu zime. Soțul se ocupă, e director la firmă. Frumos. A, sigur. Dar care procurorul o să refuză să deschidă un dosar penal la comandă dacă îți dă bani de la stat? E că așa să faci corupția. Dar m-am vinuit și m-am călcat pe mine în picioare. Deci la Nedelea mai departe lucrează consilier municipal. Văd că n-am atinge nimeni. Pe nimeni n-a atinge, dar pe Vasile trebuie murdărit. Că Vasile e periculos. Costiuc e periculos, dar și el atât... Eu un pic să vă strici sărbătoarea, să nu prea tare să vă relaxați de sărbătoare. Dar nici nu prea mare sărbătoare avem, că eu niciodată nu fac tam-tam din ăsta. Problema e că nu dovedești să faci un pas, și te calcă în picioare, te îngloadă ca să arăți cât ești de murdar, de corupt. În campanie electorală, Veselav, în campanie electorală, mai mare murdărie decât în capul meu nu a fost la nimeni. Mi-l-a pus pe un penal botoxat venit din mama dracului din România în toate emisiunile la care am participat la dezbatere și îmi pare rău că am participat. Peste tot, el, om care nu a fost până acum în Moldova și care n-are treabă cu realitățile noastre, el vine la dezbatere cu mine. Și să-i faci dezbatere cu toți. Și el nu vorbe și are el de gând. Dar spune cât e de mare bandit Costiuc. Că e criminal, că e bandit, că e violator. Și oamenii par ce să uiți spune. Ia uite băi, băiete, băi. Dar noi credem că Vasile băie treabă. Dar pe el e bandit. Ia uite și omul ăsta. Și pe oamenii noștri nu interesează că el e condamnat la 5 ani în România. Nu interesează. Că ăsta e un bandit demonstrat în instanță de judecată. Și el trebuie să stăi în pușcării. Dar el la noi e vedetă. Iau și eu zis despre Vasile, că el o zis. Înțelegi? Ia ca mizeria cum să faci. După care a ieșit Nichifor Ciucă, un om de 40 de ani, de seama mea, care e multimilionar. Și întrebarea noastră, dar cum e la 40 de ani devine multimilionar? Multimilionar. Multimilionar. Și el o spune. El îmblă cu mașini care îmi însușesc nu știu câte milioane numai mașinile lui. Gelenwagen din salon nou, Land Cruiser 200 din salon, S-Class din salon, astea numai care el îmblă cu dânsul prin centrul Chișinăului, deputat fiind.
Și el iese în televiziune și spune, dar Vasil Costiu că e proiectul nostru. El se întâlnea cu șefii noștri și eu mă uit într-o pași și spun, și asta câteva zile înainte de alegeri, de ultima zi de alegeri, și pot să mai faci. Și dacă au văzut că lor li se pare că e puțin lucrul ăsta, l-au scos pișinul Candu. Așa care a uzurpat puterea în stat, care trebuia să tăie în pușcării după ce s-a schimbat guvernarea și care nu se întâmplă nimic cu dânsul decât îl cercetează pentru îmbogățări ilicit. Și ies Candu și spune, dar păi ăsta e proiectul lui Nășelul Plahotniuc. Nu el e proiectul Plahotniuc. Nu partidul pe care l-a făcut e Pro-Moldova împreună cu Democrat. Nu aia este azi bandiții care au falimentat status. Dar Costiuc, dar prin și băi. Am fost ministru, deputat și am făcut eu de voi spuneți că sunt proiectul vostru. Dar iată că murdăriile astea turnate în capul meu au avut efect. Societatea noastră fiind dusă în eroare. E, nu, e prea mult. Mulți s-au adunat împrejurul Vasile. Mai bine nu riscăm. Ați pomenit de căciulă, căciula de gârlan. Asta este vreo fișcă de la Vasile Costiuc? Sau... Nu. De mic copil tata ne-a cumpărat căciulă. Eu de mic la școală am luat căciulă. Eu tot timpul am fost în sudul Basarabiei, în stepa noastră, tot timpul au fost oile, tot timpul. Noi tot timpul am avut oi. Și e cald în căciulă. Serios? Căciulă de gârlan la școală? Da. Mă prindeau ăștia mari și ne-o buhneau, ne-o trânteau în pământ și tata vine și așa îi penaliza. O, căciulele astea sunt mari. Ele... Și are un acolo. Îi pus-o cap când ți-e frig și gata. În școală e scosul. Nu, mă refer că ele sunt... Dar cum te știi, bă? De ta mai... Normal. Eu tare m-am bucurat că le-am găsit. A, asta are și istorie încă căciula asta. Da, eu tare m-am bucurat că le-am găsit. Am găsit una la Orhei, pe urmă am fost la nenea Costică de la Colebaș, am cumpărat-o și pentru mine și pentru Cosmin. Tu să-l vezi, băiatul meu, cât e de mândru cu căciulă. Nu că se rușinez sau să-l impun eu. Nu, tata, anul ăsta vine, îmi faci cojoșel. Te rog, nu vreau niciun fel de scurt. Mergem la nea Constantin, la nea Dumitru, la cine vrei să-mi fac cojoșel. Vreau cojoșel deja de... Băi, Cosminului, da, la școală. Tu și numai eu cu căciulă de asta. Șapșe. Vișislav, noi am pierdut foarte mult din tradiții, din obiceiuri, din folclor, din tradițiile culinare. Le-am pierdut. Și cum spunea mama, Dumnezeu s-o ierte, cel care pierde drumul, pierde și cărarea. Noi acum mâncăm cărnați cu toate ieurile posibile. Ia mă o bucată de carne de oaie făcută cu agică și uscată la cuptor. Eu o să vezi... Și vezi cum e foame mie, mă ia... Înțelegi? Noi avem foarte bune... am avea un rațion alimentar dacă n-am mâncat tot rahatul ăsta care ne-l bagă pe gât toate supermarketurile astea. Nu poate, când citești acolo, e 31, e emulgator de gust, de conservare, de, bă, mă drag, și tu vrei și sănătos. Ia o bucată de coadă de oaie și să vezi. Tata Dimitel ne dărea câte un pumn în cap. Dimineața ne punea ceai dulce și ne punea câte un cubuleț de sau de oaie. Ei, dar pe eu numai nu plângeam, curgeau lăcrimi, nu vreau să-l beau, era puturos, ținem de nas, pe ea, așa ea. Și dădea câte un pumn în cap, mamă, dragă, de scârbă. Nu vreau, nu-mi plăcea. Dar, în schimb, până la ora două, la masă, nu știam ce înseamnă frică. Ăsta, foame. El se lichie de organism, său și ala. Era în loc de unt. Dar e mai bun decât untul actual care nu știu din ce e făcut, un său adevărat, s-o lichid frumușel cu ceai, dar pacu aș mânca de trei ori pe zi său. Am mai aducem doar, apropo, la asemenea chestii. Și vă spun eu, acum, din punct de vedere ecologic, ce e mai bună carne pe care o avem și mai ieftină, e carnea de berbec, de oaie. Ce e mai ecologic? Ea mănâncă, cum a mâncat 1000 de ani în urmă, mănâncă iarbă și acum. Nu, majoritatea nu sunt fierme hrănite cu diferite feluri de mâncare pregătite, procesate, că adausuri, nu știu, că să-l crească răb de pe berbec sau să-l facă răb de ca pe porc. Puii noștri sunt periculoși. Chiar dacă sunt crescuți în Moldova, ăștia cu antibiotici, cu diferite medicamente, că altfel puiul moare. La oaie nu e nicăn. Mai curată și mai ecologic carne decât oaia nu-i. Și la iepuri, tot le pun injecții după urechi, după cap, după cur, ca să nu dă infecție, deși ea că îi zdohnesc de le iasă ochi. Oaia nu. Vorba aia, oaia este oaie. Înțelegi? Un berbecuț gras bun e fantastic. Dacă noi am avea un minister agriculturii, dacă am avea... Dar eu am văzut că este o problemă aici și aici. Ca să dezvoltăm cultura consumului carnei de berbec. Mă uitam că e un procentaj foarte mic în fiecare an, ascultam, nu știu. Foarte puțin. Și se asimilează de organism mai bine de carne de berbec decât carne de porc. Eu vă spun, acum la vârsta voastră, eram și eu mai tânăr, mâncam și nu mi-era nimic. Acum dacă mănânci un steak de porc, sara, până dimineață să vezi cum buxui. Dar dacă mănânci o bucată de carne bună de berbec, nu ți-e nimic. În două ori de vreme se asimilează.
Dar asta trebuie explicată la televizor. Eu dacă aș fi fost ministru și făceam niște campanii și promovam consumul de carne de berbec, îți fac 10 feluri de mâncare și să le arăt, așa pun o fată ca așa frumoasă și spun că are 40 de ani, că nimeni n-a să înțeleagă. Spun, dar eu numai carne de berbec consum. Și eu arăt cât e de frumoasă și spun, e în toată ziua consum. Păi dacă nu o stea la rând să cumpere carne de berbec, îți spun eu, poate de făcut campanii, ministerul cu asta ar trebui să ocupe, să dezvolte o ramură, să dezvoltăm zootehnia, să poate de făcut acum mass media, marketing, cu faci minuni. Cine să facă? Cui trebuie ăștia, mă, că o ieși ministrul economiei și să bălbă el, vede, și o început să povestească, nu știu ce, că doamna prim-ministru, că băi, stai că n-am înțeles nic. Spune-mă ceva care să înțeleagă și oamenii. Păi tu cu oamenii ăștia, cum poți să faci economii, cum poți să faci zootehnie? Dar lucrurile sunt așa cum sunt, ele trebuie dezvoltate. Căciulile de oaie. De ce să nu purtăm căciulile de oaie? Băi, o căciulă de asta, dacă o cumpăr acum, nu că e pe 10, pe 20 de ani. Decât ciupigeile astea, cipidăile astea care le cumpărăm noi și îți fac lolotoasă într-un an de zile și pe urma la zvârf și el costă 100 de lei, 200 de lei, ia bă o căciulă de oaie, deși așa, o pui pe ureche și îți spun eu că cel puțin 10 ani ai să uiți de ea și ai să vrei de-am alt culoare. Și când e cald tare, ține răcoare, când e frig, ține cald, e ca așa. Da, serios, apropo, când ți-e caldă... Păi pune-o vara așa să vezi. Du-te, mă, uite mocane la munte. Eu mă gândeam, ce fac oamenii ăștia când ies? Uite, mă, mocane la munte cu căciulile și cu ojoașele întoarse pe dos. Vara-s 40, acolo sunt temperatura corpului ține. Tu, la nivel de corp, ai 36, așa îți menține temperatura în interior, în cojoc. Noi am aflat istoria căciulii de cârlan, de la glavară. Dar să spun un anecdot, dacă tot și-am pornit. Eu am fost la Neacustică, Gojan, de la Colibaș. Aia Neacustică, am făcut noi cunoștință, am cumpărat căciuli. Zic, da, Neacustică, să facem un film. Făcut noi un film despre cum el face căciuli. Ne-a povestit că el e un neni beton. Am cumpărat căciuli. Mai scurt, am făcut noi un filmuleț acolo la el. Am închis și el îmi spune, am mai băut noi o bară de vin și el, amă, Vasile, să văd ce reclamă mi-ai făcut, că înțelegeai că n-am făcut-o eu ca să... Zic, Neacustică, nu mai ții telefonul mai aproape. Ei, zic cum, Neacustică, el e din altă epocă. Mă sună peste o săptămână sau eu îl sun, nu mai știu. Oai, Vasile, bă, ce ai făcut, măi? Mai e un nebunit telefonul, măi? Mă sună în continuu, eu nu pot să lucrez nimic. Mă sună la ora 3 din noapte și îmi zice că îmi trimite 100 de euro din Italia să-i dau o căciulă. Măi, ei sunt nebunii, nu știu că eu dorm, o zis că din Statele Unite îmi trimite 100 de dolari să-i trimit căciulă. Da, Vasile, dar scoate, rog, numărul, că nu mai pot să trăiesc, mă, zic, el sună în continuu. Bă, dar Ilia Costică, el nu s-a uitat, că s-a uitat la filmul lui, s-a uitat 1 milion de oameni în 24 de ore. Frumos. Înțelegi? Dar asta e promovarea culturii, tradiții. Am înțeles că în școala de la Colibaș trebuie să ajung, nu știu, unul dintre cei care mă conduc, nu, director, nu vreau să spun că nu știu, au făcut poza mea și a lui Cosmin cu căciulile cârlan, că eu în prima zi când o nins, am făcut o poză împreună cu Cosmin și am publicat-o. Cred că avea 40.000 de aprecieri pe Facebook. Și ei au făcut-o mare și au pus-o pe perete la școală, la Colibaș. Înțelegi că tendințele astea zbune că până apare un nebun care nu-i rușine de valorile și tradițiile noastre și până apare un nebun cu o căciulă de cârlan și după care tu să vezi că ți-o cumpărat, tu n-ai idee. Tu n-ai idee că ți-o mai ales în străinătate, mai ales băieții noștri plecați de acasă, au un simț acut național. Și-au cumpărat căciulile la greu, au venit, i-au găsit, s-au dus la Iedineț, sunt producători, sunt care coasă la Iedineț, la Bălți. Unii au găsit căciulile, peste tot au cumpărat. S-au dus pe acolo și apoi făceau fotografii și îmi trimit eu. Ia uite, eu sunt Marea Britanie, eu sunt Paris cu căciulă, dar eu sunt Israel cu căciulă. Bă, dar pe acolo e cald. Și apoi eu ne-am pus căciulă să fiu ca tine. Da, dar viitoare, apropo, să veniți cu căciulă neapărat. Da, păi de-am o să vină iarna și începem sezonul. Noi am pomenit frumos de copii. Haideți să vorbim și despre familie. E greu să fii tată, soț și mai ales când îți vin cepidăiel de ăștia la ora 6 dimineața. Au de suferit? Sigur, dar eu am fost, am avut înțelegerea să-i explic familiei că s-ar putea să întâmple fenomenul ăsta. Și indiferent că... Cum privești familia? Eu le-am explicat că mi-am băgat capul în jocuri politice și în murdăria politică că s-ar putea să aibă suferit și familia inclusiv. Familia e cea care suferă, pentru că atunci când la televizor arată cât e o zi mare bandit, că e din criminal și din violator, nu mă scot, apoi sigur că acasă soția întreabă, mă, dar ești nebuni sau și dracu. Sau copilul, înțelegi?
E adevărat că lucrul ăsta era de așteptat. Eu am familie din 2007. 2007, băiatul din 2008, are 14 ani, un băiat zdravân de la băiat, natură. Flăcă. Da, și era pregătit, conștient. Numai că oricum e o mizerie totală când tu vii și percheziționezi un copil care avea 13 ani. Dosarul, mai avem o instanță de trecut național și va merge la CEDO dosarul. Pentru că CEDO nu tolerează astfel de precedente. Nu poți tu să percheziționezi un copil minor și să nu indici în procesul verbal și să nu spui ce-ai căutat. Și după asta să-i dai drumul. Eu toate procedurile nu le cunosc, dar în schimb ne-am consultat cu avocatul până a venit avocatul, când a venit avocatul ne-am consultat. Dar i-am pregătit. Mulțumim familiei, soția, am o soție extraordinară. Fără spieti de acasă nu faci nimic, Vișlav. Dacă nu ai o familie care să-ți tolereze așa cum ești tu, că e complicat. Pe mine poate să mă suni la 12 noapte, eu vă arăt în mesaje și sunete la ora 12, la 1 din noapte, la 2 din noapte. Domn Vasile, suntem în Vama, Leușeni, nu ne dă voie să intrăm, și putem face. Și apoi eu încep a suna linii verde, linii albastră, șeful și ala, șeful și ala. Și de multe ori se rezolvă problemele. Chiar se rezolvă. Dar asta înseamnă că trebuie să fii 24 din 24. Sau alte situații. Domn Vasile, eu ia că mu trec pe lângă anenii noi și aici este o musurcă și arde. Zic, bun, bună seara. Sună la 112. Apoi am sunat și nu vrea să vină nimeni. Și dacă mă suni pe mine, eu și pot să fac de aici la Chișinău. Că dacă sun eu la 112, pe mine mă direcționează la Chișinău și spun, la anenii noi arde, unde arde la anenii noi? Înțelegi? Oamenii, când statul nu funcționează și e paralizat total, oamenii caută suport, susținere. Dar la cine să te adresez? La Vasile. Apoi eu de multe ori am 50-60 de apeluri pe zi. Pe cuvântul meu de onoare. CNA-ul, când mi-a întors telefonul după 5 luni, că tot ținut telefonul ăia, că telefonul ăsta a fost la CNA, 5 luni. Când mi-l-a întors înapoi, în primele 6 luni cât eu am cumpărat telefonul nou de la Orange, în 6 luni am avut peste 20.000 de apeluri. Este act, proces verbal. Ce bune? Da. Dacă voi vă închipuiți, am 20.000 de apeluri în 6 luni. Avocatul meu era alături, o buhnită în râs, ofițerul, ofițerul operativ s-a uitat și a zis că noi n-am văzut încă așa ceva. N-am văzut. 20.000 de apeluri. Domnul Vasile, zic, dar țineți cont că pe mine m-ați ascultat oficial. Apa și care a ascultat cu căștile de la SIS, apă nu nebunit că eu avem 60 de apeluri pe zi. Domnul Vasile, ia că noi aici avem un câr de oi și a intrat la mine. Eu și trebuie să fac. Ei ne-au făcut, ne dau unii de astea. Și tu trebuie să-i spui la telefon din punct de vedere juridic cui trebuie, unii se adresează și trebuie să fac. Dar situații de astea sunt foarte, foarte multe. Foarte multe. Eu nu știu cum să vă spun. Apropo, este și o situație la mine interesantă la intrarea în satul meu. Dar vorbim după. Ca să... Dar și sat? Pașcani, Creuleni. E situație veselă așa cum. Da, băi, iau de la Creuleni. Oamenii mă sună la Creuleni. Domnul Vasile, avem Porsche de casă. Unul are 2, unul 3. Ăștia de la ANSA nu ne dau certificat. Ăștia înțelegi că omoară tot ce s-a în producător autohton. Tot ce s-a în fermier, tot e gătuit. Amu mă sună recent alt băiat de la Creuleni și spun că nu ne dă, ia că eu am o livadă de pruni și șeful de la ANSA de la Creuleni nu ne dă certificat de origine. Fitosanitar. Și eu nu pot să-i export. Și aici am zărit eu la dumneavoastră și când ați venit la emisiune și când am stabilit întâlnirea pentru podcast, aveți o frază de salut, Doamne ajut. Da, dar asta e bună ziua. Are semnificație pentru dumneavoastră aparte fraza? În satul meu, tata, ca să înțelegeți totuși, există legătura dintre generații și există influența părinților. Tatăl meu născut în 1928. Eu sunt într-o familie cu mai mulți copii. La noi în sat, m-am trezit la Sataclia, asta era o formă de salut. Loc de bună ziua. Când mergeai pe stradă, tatăl care avea o cultură românească, școală românească, 7 clasă, el în loc de bună ziua spunea Doamne ajută. Cu leatul lui, cu oamenii care știa el pe sat și noi, mici fiind în spatele lui, chestia asta am prins-o. Doamne ajută în loc de bună ziua. Și mi-e interesant că bună ziua e bună ziua, dar e o formă de salut, încă o dată spun, în comunitatea de unde vin eu în Sataclia. Avem o biserică fantastică, nu că amenajată, aranjată, curată, super. Preotul Valerian, un om extraordinar, și menține duhovnicul, ține satul grămadă și oamenii, foarte mulți oameni vin la biserică, noi nu suntem un sat împrăștiat. Da, foarte mulți lume au plecat, dar mai avem, satul e viu, avem copii. De asta, forma mea de salut, cumva o prins, eu nici nu mi-am dat seama. Eu așa în cercul meu mă salutam cu oamenii noștri
Și după când s-a mărit cercul și a apărut Facebook-ul, lucrul ăsta l-au aflat și alții. Dar la mine, Doamne ajută, e un fel de spor la treabă, Doamne ajută, hai la treabă, la muncă, la... Și să știi că am vorbit cu preoți care spuneau că da, pentru noi a fost o chestie tare interesantă când te-am auzit prima dată. Știi cum? Și nu știm cum să reacționăm. Parcă, dar e plăcut pentru că valorile noastre creștine ortodoxe. Nu că speculăm cu ele, că îmblăm și batem mătăni în toată ziua, dar sunt valorile creștine ortodoxe pe care le-am prins, pe care le-am moștenit și pe care vreau să continui. Și băiatul meu, și familia mea, și neam din neamul meu. Asta am prins, asta am învățat, asta vreau să continui. Și nu mi-e rușine de locul. Și nici nu vreau să speculez cu chestia asta, nu vreau să mă asociez cu ceilalți care au umblat lângă Mitropolitul Vladimir cu lumânări de un metru să arăt cât de creștini, dar deși erau hoți. Creștinismul înseamnă dragoste față de apropiat, toleranță, înseamnă respect reciproc. Oamenii ăștia care au încercat să speculeze pe tema bisericii ar fi trebuit să aibă un comportament creștinesc adevărat. Trebuiau să ajute oamenii, mai ales că au avut șansă venită de la Dumnezeu să fie președinți, premieri și tot așa. Faceți lucruri bune să rămână după voi. Voi ați avut o șansă, fiind președinte, având majoritate parlamentară, guvern și tot. Fă lucruri care să rămână după tine și spună, băi, a fost un om extraordinar, un conducător fantastic, minunat. Dacă tu ești hoț de drumul mare și ai jecmănit un popor întreg, dar de aici te dai cu și faci cruci cu două mâini, păi are de suferit religia și creștinismul nostru. Pentru că oamenii asociază hoția cu biserica. Dacă un conducător politic care e hoț de drumul mare, dar de aici așede cu nasul țanțoș lângă mitropolit, e o chestie urâtă pentru mine. Eu aș vrea conducătorii noștri să aibă comportament creștin și nici de cum să stai în prima linie la biserică să ne arăt cât este de importanță. Despre laiburi am vorbit, despre nacealnică Răul am vorbit. Despre... Mai sunt lucruri care nu le-am vorbit, dar eu sunt sigur că mai avem timp. Exact, despre gaz am vorbit și despre cușma am vorbit. Domnule Costiuc, noi vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația. Doamne ajută și mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă văd insistenți și în 10 ani să faceți lucrul ăsta, dar să-l faceți mult mai profesionist și să aveți o audiență care să o bată pe oricare din Moldova, să vă extindeți și România și Ucraina. Noi de regulă dorim mult succes pe invitațiilor noștri. Noi astăzi o să vă dorim să nu aveți dosare politice, penale, contravenționale. Dar ele sunt. Am 14 civili, 2 penale și vă 30 administrativi. Da, normal, dar pe așa e. Ești mănâinte. Știi cum spunea Dima Diacov? Că faceți-mi vreun dosar că nu mă arată la televizor. Foarte frumos. Mult succes în tot ceea ce faceți.